31.01.2024, ora 10, suntem convocați pentru a participa și la ordinarea Consiliului Local Orbeni de Bacău, care se va desfășura în sala mare a primăriei Orbeni, de satul Orbeni, strada Luizii, numărul 200, comuna Orbeni, de Bacău, unde vor fi supuse analize și dezbatere următorul proiect în ordine de zi. Punctul 1. Aprobarea procesului verbal la ședinței ordinare din data de 28.12.2023. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local al Comunei Orbeni pe trimestrul al 4-lea 2023. Inițiator primar Popa Costache. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secțiunii de dezvoltare din excedentul bugetar al Comunei Orbeni din anii precedenți. Inițiator primar Popa Costache. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare la nivelul OATC Orbeni pentru anul 2024-2025. Inițiator primar Popa Costache. Punctul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de măsuri ce vizează îmbunătățirea activității de gospodărire și înfrumusețarea Comunei Orbeni, obligațiilor și responsabilităților care revin instituțiilor publice, agenții economici, cetățeni, pentru buna gospodărire a Comunei Orbeni și respectarea condițiilor de mediu, precum și stabilirea sancțiunilor. Inițiator primar Popa Costache. Punctul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni, lucrări de interes local pentru anul 2024, în vederea repartizării orelor de muncă prestate lunar de către persoanele apte de muncă din familia beneficiară de venit minim de incluziune pentru persoanele condamnate penal și obligate să presteze o muncă neremunerată în folosul comunității, dar și pentru persoanele sancționate penal și obligat să presteze muncă din anul în folosul comunității, și pentru persoanele sancționate să presteze o muncă în folosul comunității pentru anumite fapte ce constituie contravenții. Inițiator primar Popa Costache. 7. Proiect de hotărâre privind nominalizarea de către Consiliul Local al Comunei Orbeni a 2 consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul Comisiei de Evaluare a performanțelor profesionale de Secretarul General al Comunei Orbeni. Inițiator primar Popa Costache. 8. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru ședințele Consiliului Local Orbeni de Bacău. Inițiator primar Popa Costache. 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de activitate al Bibliotecii Comunei Orbeni de Bacău pentru anul 2023. Inițiator primar Popa Costache. 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului privind activitatea desfășurată de asistenții personale a persoanelor cu handicap grav pe semestrul 2 al anului 2023, angajați ai primăriei Comunei Orbeni, județul Bacău, inițiator primar Popa Costache. 11 diverse. După cum știți, avem și câțiva invitați care sunt prezenți în sală. Doamna doctor Tamaș Luminița, doamna doctor de Misa Gabriela, șef de post înainte Alin, pentru prezentarea situațiilor existente la nivelul domeniului de activitate al fiecărui invitat. Raport domnul Tăbăcaru Ion, șef centru, pentru prezentarea raportului privind de activitate la nivelul centrului de zi. Și doamna Tăbăcaru Maria, referență social, prezentarea raportului privind activitatea la nivelul compartimentului de asistență socială anul 2023. Și doamna Pintilie Andreea, prezentarea raportului de activitate a Bibliotecii Comunei Orbeni de Țuacău pentru anul 2023. Dacă sunt întrebări asupra... Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abținere? Deci, după cum am vorbit, dacă sunteți de acord, să lăsăm domnii invitați să-și pună la foarte. Face o precizare, doamna doctor de Misa Gabriela, neavând activitate în ziua de miercuri la dispensar scurta, o să trimite în scris o informare pe care o să o duce la cunoștință până la ședința următoare. Nu știu dacă a ajuns femeie, a ajuns. Așa să-mi zic. Nu invitați la...
Am avut o discuție cu dumneavoastră. Dar la canal nu mai știu ce să vă dă. Nu sunt... Este de acord, nu? Bună ziua! După cum știți, numele meu este Panagitele, sunt șeful postului de poliție urbane. Iar în cursul anului 2023, la nivelul postului de poliție urbane, la fel cum se întâmplă la nivel național, există o fluctuație mare de personal, adică un deficit destul de mare. La noi au fost mai mulți colegi care s-au perindat, au stat o perioadă foarte mică de timp și toată activitatea, majoritatea activitatea activităților noastre au căzut pe umerii mei, așa că a trebuit să desfășor majoritatea activităților. În cursul anului 2023, Dumnezeu ne-a ferit să avem evenimente negative la nivelul comunei urbane. Astfel, raportat la anul 2023, suntem în scădere la nivel infracțional. Cu ceea ce privește cu noile reglementări al violenței domestice, nu știu dacă cu toții suntem la zi cu o astfel de informare, au început un pic creșterile, datorită faptului că mai multe persoane de pe raza comunii, pe fondul consumului de alcool, cât și a unor scandaluri, să zicem, minime sau orice ceartă de asta care nu a degenerat într-o aplanare pe plan local, au necesitat intervenția organelor de poliție la fața locului, astfel s-au întocmit dosare penale pentru violență în familie, legea pedepsind drastic o astfel de faptă. La nivelul comunei noastre au fost emise în anul 2023 două ordine de protecție provizorie. Aceste ordine de protecție provizorie se emit de organele de poliție pentru o perioadă maximă de 5 zile. În această perioadă de timp, persoana vătămată cât și reclamantul vor fi solicitați de către instanța de judecată în vederea continuării sau a revocării ordinului de protecție provizoriu. În cele două situații unde s-au emis ordinele de protecție provizorii, unul, instanța de judecată l-a admis, fiind emis ordin de protecție pentru o perioadă de 60 de zile în satul Scurta, iar datorită datelor cu caracter personal nu vă putem divulga și numele acestor persoane. Iar pentru celălalt ordin de protecție provizoriu, instanța de judecată a decis să nu-l aprobe datorită faptului că persoana reclamantă a decis în fața instanței de judecată că s-a împăcat cu soțul și în prezent duc o viață liniștită fără a mai fi a mai da curs unor astfel de incidente în familie. Cu precădere în comuna urbană mai avem și unele lipsuri cu privire la faptul că atât experiența colegilor care i-am la nivelul postului de poliție urbeni și pregătirea acestora nu duc la o desfășurare a unui act polițienesc prompt și perspicace în ceea ce privește așteptările persoanelor care doresc ca din partea noastră să fim la sentimentul lor, deoarece atât în urma investigațiilor pe care le procedem și le verificăm, se constată că și dintr-o parte și din cealaltă există unele divergențe. Și acolo se iau și măsurile legale față de cei. Chiar dacă persoana reclamată solicită tragerea răspunderii unei persoane că a greșit, iar din anchetă rezultă că și persoana reclamantă greșește și ea va fi sancționată la rândul ei. Atât contravențional, cât și penal, în funcție de gravitatea faptelor ce le revin. Cu privire la situația contravențională, la nivelul postului de poliție urbeni, au fost aplicate conform legii 61/1991, republicat, modificate și completările ulteriare, aproximativ 52 de sancțiuni, toate privind mai multe articole din această lege. În jur de 38 de sancțiuni avem la celelalte acte
legislative. Predominând la codul rutier, respectiv OUG 195/2002, republicată cu modificările și completările ulterioare. Am fost angrenați în mai multe activități cu privire la soluționarea mai multor acțiuni și activități la nivelul primăriei Comunei Urbeni, unde s-a dat curs prompt și sperăm noi și ca toată administrația locală, împreună cu poliția din Comuna Urbeni, să fi soluționat la sentimentul cetățenilor problemele pe care s-au evit la momentul respectiv. În prezent, la nivelul postului de poliție Urbeni, ne desfășurăm activitatea a un număr de 3 polițiști, eu ca șef de post și încă 2 agenți debutanți. În principiu, cam astea sunt activitățile pe care organele de poliție în cadrul postului de poliție Urbeni și-au adus aportul în anul 2023. În prezent, sperăm ca 2024 să fie unul mai fructos și mai să avem mai multe acțiuni preventive în vederea descurajării faptelor antisociale. Domnul consilier, dacă aveți alte întrebări cu privire la activitățile, spuneți-vă, vă ascult. Credeți că din partea Consiliului Local, ca idee, putem oferi sprijin consistent ca să putem fi mai eficienți în lupta dumneavoastră? În principiu, de la nivelul Comunei Urbeni? Bună întrebare, mulțumesc frumos pentru această întrebare. În principiu, la începutul mandatului domnului primar, eu ca șef de post am venit în ședința Consiliului Local, unde am venit cu o propunere foarte bună de a se monta pe raza Comunei Urbeni camere de supraveghere video, fiind printre primele comuni, sau cred că prima comună din zona noastră care am montat astfel de camere, astfel descurajând foarte mult activitățile infracționale a cetățenilor de pe raza comunii, fapt ce a dus la un ajutor semnificativ pentru noi, ca organe de poliție și de cercetare. În ceea ce privește cooperarea Consiliului Local al Comunei Urbeni, este unul foarte productiv. Au reacționat și au acționat de fiecare dată cu o deosebită plăcere la solicitările noastre. Sperăm și pe viitor să fie o astfel de colaborare. Credeți că mai sunt zone unghi mort unde dumneavoastră considerați că ar fi necesar să se mai placeze camerele la vedere? Lucrurile astea au fost discutate în o ședință cu domnul secretar și cu domnul primar, unde s-au reglementat unele aspecte și s-au rezolvat aceste probleme. Că știm și noi, datorită intemperiilor atmosferice, unele camere sau unele activități electronice mai cedează. Și au fost înlocuite și totul a fost într-o situație foarte bună în cooperarea noastră și în activitățile zilnice. O cerere mare, domnule. Ați avut întrebări? Mulțumesc, domnule. Vă mulțumesc și eu frumos. Domnul Filipe. Aș vrea ca poliția și șeful poliției să-și dea dacă interesul mai mult față de oamenii satului. Avem foarte multe probleme pe satul Scurtan, foarte mulți băieți tineri care nu face, nu respectă acești oameni bătrâni. Și poliția să umbli o leacă mai des, mai ales pe timp de seară. La noi este o problemă foarte mare acolo, Scurta, cred că o știți, mă scuzați că vă spun, dar ar trebui o leacă să umbli și ei mai activ. Seara, cel puțin până în ora 10-11, să umbli o oră, două, măcar să treacă. Ca să vadă și oamenii despre ce. Mulți oameni care eu merg pe drum și spun, de ce nu faceți? De ce nu dreși? Atunci eu pe ce să dau? Spuneți un pic mai punctual, nu la general. Ce probleme acționați dumneavoastră? Că circulă personalul, circulă copiii pe stradă. Știți. Da, o știți, cred că aveți. Da, cred că o știți. Atunci oamenii nu unii dă. La parcul ăla de acolo, oameni. Băieți, tineri, sparg, fac. Noi, ce să facem noi? Sparg ce să facem? Sparge uși, geamuri, pe acolo, nu știu ce. Tot mobil.
mobilierul care este a parcului. Ar trebui. A, școala 2, am înțeles. Și ar trebui orea că poliția seara, între orele 10 și ora 8, așa, să mai umblă leacă pe... Da, dacă nu sunt agenți, nu sunt agenți, dar cel puțin. Nu putem noi să ne ducem ca oameni, să ne bătem cu ei. Atunci intrăm noi. Și atunci, dacă este poliție, poliția poate să-și facă datorie. Nu vă supărați, asta este problema oamenilor, nu a noastră, că oamenii din domnul și spune, de ce nu luați cuvântul, de ce nu faceți, de ce nu vedeți. Și atunci noi trebuie să apelăm. Atât. Vă aduc la cunoștință faptul că la nivelul secției 5 Poliției Rurale Răcăciuni sunt mai mulți agenți de poliție care efectuează patrulări, iar cu privire la faptul că dumneavoastră ne aduceți la cunoștință că mai mulți copii și alți cetățeni cu o vârstă mai înaintată circulă pe drumul public la ore întârziate, organele de poliție cât și alte autorități ale statului prezente în menținerea ordinii și liniștii publice, da, au dreptul să legitimeze, să constate ce persoană circulă pe stradă, dar nu avem drept de a îngrădi libera circulație a cetățenilor pe domeniile publice. Ca să înțelegeți și aspectele astea. Cu privire la faptul că școala unde spuneți dumneavoastră, da, avem la cunoștință, se fac cercetări acolo, s-au luat măsuri, iar cu celălalt capăt pe care spuneți dumneavoastră că între 10 și 6, da, avem câte o patrulă la nivelul secției, chiar două care efectuează patrulare pe raza Comunei Orbeni, având în vedere faptul că la nivelul secției 5 Poliției Rurale de Răcăciuni se află un număr de 9 comune, se întâmplă și unele evenimente negative care este necesară deplasarea organelor de poliție obligatoriu la acel eveniment și cu precădere este o posibilă și o mare probabilitate ca persoanele care vă spun sau oricare să nu vadă prezența poliției la ora 3, 2, 1 când se circulă pe stradă. Dar când constatăm acțiunile delinvenților în flagrant la ore târzii, credem că prezența poliției este la... Foarte mulți copii care circulă cu ATV-uri, cu mașini, cu motorete, fără să aibă carnete. Oare este posibil? Este posibil, nu pot să spun acest lucru. Și e voie, nu? Noi, ca organ de poliție, când depistăm, luăm măsurile legale. Ca să știți. Mulțumesc. Cu plăcere. Într-o ședință anterioară, între consilierii s-a ridicat cu un aspect, o problemă care devine actuală, și anume cu o serie de cetățeni și-au cumpărat autovehicule, dar nu s-au gândit și la un spațiu de parcare, transformând o parte din drumul public în parcare pentru o serie de autovehicule. Dincolo de aspectul neplăcut al cuvării acesteia, ne gândim cu toții și la problema legală a staționării a astfel de vehicule pe domeniul public. Consiliul Local nu poate decât să facă o cunoștință, nu știu dacă poate, e în stare să ia măsuri. Deși și calea administrativă există posibilitatea somării celor care parchează ilegal aceste vehicule. Am în vedere, și eu și dumneavoastră cred, mai cu seamă, acele zone de curbe, de pante, de poduri, de zone periculoase, unde unii proprietari de vehicule opresc nejustificat chiar. Sau, mă rog, o fi justificat ca o problemă din rezolvat. Dar oprirea în astfel de zone este extrem de dificilă și pune în pericol participarea celorlalți participanți la trafic. De aceea v-am rugat să fiți alături de noi și cu măsuri polițienești adecvate, să descurajați, să luați măsurile astfel încât numărul celor care parchează ilegal, spun eu, să scadă de la o zi la altă, să se vadă acest lucru. Am în vedere și faptul că numărul de autovehicule e în creștere și eu stare ferească a lucrurilor, așa încât mă gândesc că agresiunea asupra domnului public să crească în perioada care urmează, iar prin măsurile pe care de asta le puteți lua, să descurajați astfel de fenomene. Prin măsurile poziționește adecvate în fiecare situație. Dincolo de aspectul neplăcut al ocupării drumului public, e și problema siguranței circulației pe drumurile publice.
Și chiar unii cetățeni, mă iertați când îi spun, dar sunt total irresponsabili. Adică în zona curba asta, la Crăciun, aici de fapt, cum îi spunem noi, la Crăciun, la Surugiu, la, da, știți zona, nu? E, mai e un cetățean, mai ales în zilele de vineri, sâmbătă, poate vine acasă, pe fotul meu, și pur și simplu îl depășești cu ochii închiși. Rici ca dincolo din curba la Pușcășiță să vină o mâncă în vehicul și să se întâmplă nenorocit. Astfel de cazuri chiar v-a jucat tare mult, cu mai mult curaj să-i sancționați pe cei care, somații, știți, nu trebuie să vă spun eu, cum să le știți dumneavoastră, pentru a descuraja astfel de chestiuni. Astfel încât, știu eu, măsura în care mai doar, mai și e o chestie de genul pe care mulți dintre 90% poate locuitori știu că în momentul în care își iau mașină, nu? Trebuie să-i asigure și un loc unde să o pun, nu? Ți-ai, ai barbă, ia-ți și pieptenic, așa e normal să fie, nu? Ai mașină, nu, dar sunt drum, indiferent care treabă. Mă gândesc, ca orice bun gospodar, să creeze un spațiu. E și pentru siguranța lui. Eu nu știu cum dorm oamenii ăștia. Și este o mașină. Eu nu știu cum oamenii ăștia dorm liniștiți. Îmi lasă mașina în drum, în vorbă, pe un pod, într-un rol de zi de vizibilitate și se doarmă liniștit în casă. Riscând ca dimineața să vedeți la un boțet de rău. Sau să întâmple la nivelul și alte istorie. Bănuiesc că ați înțeles și v-ați fi de partea noastră. Mulțumim frumos pentru informare. Vom verifica aspectele care mi le-ați semnalat și vom lua măsurile cu celeritate cât mai urgent posibil. Mulțumim frumos. Dacă aveți nevoie de ajutor, posibil o fără. A executivului, va fi de partea noastră. Mulțumim frumos. Începând de la măsuri cele mai blânde, o somație, o invitație în aș. Un termen, bă, mai ai o săptămână. Căutăți un loc pentru ca să lași liber de lume. Vă mulțumesc frumos și pentru întâlnire. Mulțumesc, domnule Panel. Mulțumesc frumos. O zi bună și o ședință. Permite să părăsesc? Mulțumesc frumos. Domnul Săpăcaru Ion de la Centrul de Zendă. Ia, o zi bine, o să uităm de Parăș, că Andreea, poate mai bine. Ok. Da, e cu totul, dar pentru aia a fost aici. Domnule primar, stimați invitați, tocmai am plecat și stimați domnul consilier. În continuare voi prezenta raportul compartimentului de asistență socială pentru anul 2023. Asistența socială constituie o necesitate în domeniul general recunoscută prezent de majoritatea guvernelor lumii. Asistența socială reprezintă o activitate de ajutorare a oamenilor să-și învingă greutățile, dezvolte capacitățile de a soluționa de sine stătător problemele. Conform articolului 27, anexa 1 din hotărârea Consiliului Local, numărul 63/2021, mă refer la regulamentul de organizare și funcționare al aparatului de specialitate, scuzați emoția, al primăriei primarului Comunei Orbeni, județul Bacău, compartimentul de asistență socială face parte din aparatul propriu al primarului Comunei Orbeni și se subordonează secretarului general al Comunei. Conform prevederilor articolului 40 din legea asistenței sociale, numărul 292/2021, la nivelul primăriei Comunei Orbeni funcționează compartimentul de asistență socială, în cadrul căreia este angajat un referent cu atribuții de asistență socială pentru identificarea și evaluarea nevoilor sociale individuale, familiale sau de grup. Și, bineînțeles, evaluarea planurilor de intervenție pentru prevenirea, combaterea și soluționarea situațiilor de dificultate. Compartimentul de asistență socială al Orbeni funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare și funcționare al serviciilor sociale, reglementat de legea pe care tocmai am precizat-o anterior, legea numărul 292/2011 a asistenței sociale. Ca și viziune, ar fi dezvoltarea unui serviciu public de asistență socială care are în centrul preocupărilor sale beneficiarul,
astfel încât să pună la dispoziția locuitorilor o gamă largă de servicii și beneficii sociale care să răspundă nevoilor reale. Misiunea compartimentului de asistență socială Orbei este aceea ca prin serviciile sociale și beneficiile sociale acordate să asigure dezvoltarea capacităților indivizilor pentru soluționarea propriilor nevoi sociale, precum și creșterea calității vieții și promovarea principiilor de coeziune și incluziune socială. Conform legislației în vigoare, personalul care activează în domeniul asistenței sociale are obligația să-și desfășoare activitatea în conformitate cu legislația în vigoare, să asigure confidențialitatea informațiilor obținute în exercitarea profesiei, să respecte intimitatea beneficiarilor, să respecte libertatea beneficiarului de a alege serviciile sociale și furnizorii de servicii sociale, să respecte etica profesională, să implice activ beneficiarii de servicii sociale și, după caz, familiile acestora, bineînțeles, în procesul decizional și de acordare a serviciilor sociale. Să respecte demnitatea și unicitatea persoanei, ceea ce este foarte important. Beneficiile sociale se acordă atât prin intermediul compartimentului de asistență socială, cât și prin centrul de zi Orbeni, centrul de zi pentru intervenție timpurie asupra copilului. Atribuțiile compartimentului de asistență socială Orbeni sunt acelea de execuție, prin asigurarea mijloacelor umane, materiale și financiare necesare pentru acordarea beneficiilor de asistență socială și furnizarea serviciilor sociale, de comunicare și colaborare cu serviciile publice de concentrate ale ministerilor și ale autorităților administrației publice centrale, cu alte instituții, cu alte care au responsabilități în domeniul asistenței sociale, cu serviciile sociale publice de asistență socială din alte unități administrative teritoriale, cu reprezentanții furnizorilor privați de servicii sociale, precum și cu persoanele beneficiare. De promovarea drepturilor omului, a unei imagini pozitive a persoanelor, familiilor, grupurilor vulnerabile, de reprezentarea unității administrative teritoriale în domeniul asistenței sociale. În domeniul beneficiilor de asistență socială, compartimentul de asistență socială asigură și organizează activitatea de primire a solicitărilor privind beneficiile de asistență socială, verifică îndeplinirea condițiilor legale de acordare a beneficiilor de asistență socială conform procedurilor prevăzute de lege și pregătește documentația necesară în vederea stabilirii drepturilor la măsurile de asistență socială. Întocmește referate și dispoziții de acordare, respingere sau, după caz, de modificare, suspendare sau încetare a beneficiilor de asistență socială și le prezintă spre aprobare. Comunică beneficiarilor dispozițiile cu privire la drepturile și facilitățile la care sunt îndreptățiți potrivit legii. Urmărește și răspunde de îndeplinirea condițiilor legale de către titulari și persoane îndreptățite la beneficiile de asistență socială. Efectuează sondaje și anchete pentru depistarea precoce a cazurilor de risc de excluziune socială și altor situații de necesitate în care se pot afla uneori membrii comunității noastre și propune măsuri adecvate în vederea sprijinirii acestor persoane. Realizează activitatea financiară contabilă privind beneficiile de asistență socială administrate. Elaborează și fundamentează propunerea de buget pentru finanțarea beneficiilor de asistență socială, îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de reglementările în vigoare, inițiază, coordonează și aplică măsurile de prevenire și combatere a situațiilor de marginalizare și excludere socială în care se pot afla anumite grupuri sau din comunitatea noastră. În vederea asigurării eficienței și transparenței în planificarea, finanțarea și acordarea serviciilor sociale, asigurăm informarea comunității prin toate mijloacele posibile, transmitem trimestrial în format electronic Serviciul Public de Asistență Socială de la nivel județean datele și informațiile colectate la nivel local privind beneficiarii, furnizorii de servicii sociale și serviciile sociale administrației de acestea, precum și rapoartele de monitorizare și evaluare a serviciilor sociale.
comunicarea informațiilor solicitate sau, după caz, punerea la dispoziția instituțiilor, structurilor cu atribuții în monitorizare și control, privind respectarea drepturilor omului, în monitorizarea utilizării procedurilor de prevenire și combaterea a oricăror forme de tratament degradant pentru beneficiari. Compartimentul de asistență socială are următoarele obiective. Un prim obiectiv ar fi identificarea copiilor și a familiilor care se află într-o situație de dificultate în vederea prevenirii separării copilului de familie prin acordarea de servicii sociale și beneficii sociale, bineînțeles. Activitatea compartimentului de asistență socială a fost centrată pe următoarele activități. Activități de colaborare cu Aștis Bacău, DGASPC Bacău și alte instituții în care am efectuat și completat rapoarte de anchetă socială, atât pentru persoane fizice cât și pentru persoane juridice. Am întocmit planul de servicii pentru copiii aflați în situații de risc. Am consiliat copiii care, și familii care s-au aflat în situații de risc atât cât se poate la nivelul Comunei Urbeni, bineînțeles. Am realizat documentația necesară pentru instituirea măsurii de protecție pentru copii aflați în situații de risc. Am efectuat vizite de, la persoane încadrate în grad de handicap. Am încheiat contracte cu părinții care au copii cu handicap grav, accentuat sau mediu. Și, bineînțeles, aceste certificate de grad au atașate planuri de reabilitare. Și se urmărește ca aceste planuri de reabilitare să fie urmărite de, și aduse la îndeplinire de către părinți. Am întocmit rapoarte de monitorizare pentru copiii care au handicap grav, accentuat sau mediu și care, bineînțeles, au atașate planuri de abilitare, reabilitare. Am transmis către Prefectura Bacău listele destinatorilor finali de etichete pentru suport electronic pentru nou-născuți. Am informat persoane care aveau nevoie de întocmirea actului de identitate, care a fost în evidența noastră, bineînțeles. Am oferit informații în vederea obținerii ordinului de protecție. Am menținut legătura cu legături de colaborare, bineînțeles, cu cabinetele medicale de pe raza Comunei Urbeni, cu instituțiile școlare, cu poliția, pentru a monitoriza copiii, familiile în situații de risc și, bineînțeles, am procedat la organizarea activităților de prevenire. S-au întocmit de asemenea fișe trimestriale pentru copiii și familiile aflate în situații de risc. Și s-au întocmit de asemenea și rapoarte statistice pentru asistenții personal și numărul indemnizaților și plata salariilor cuvenite. În ceea ce privește activitatea asistenților personal, care este prevăzută în cuprinsul legii 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, pot să spun că în ceea ce privește dinamica angajărilor asistenților personale, am avut o creștere de 10 persoane angajate și au fost, ca și observație, au fost angajați asistenți personali pentru persoane adulte. Deci numărul persoanelor cu handicap grav cu asistent personal a fost, s-au regăsit numărul persoanelor cu handicap persoane adulte. Modul în care se asigură înlocuirea asistentului personal pe perioada concedului de odihnă, pe perioada absenței temporare, pe perioada concedului de odihnă a asistentului personal, angajatorul are obligația de a asigura persoanei cu handicap grav un locuitor al asistentului personal. În situația în care angajatorul nu poate asigura un locuitor al asistentului personal, persoanei cu handicap, îi se acordă o indemnizație echivalentă cu salariul net al asistentului social sau găzduirea într-un centru de tip Respiro. Noi nu am avut solicitări de acest gen. Astfel că pe perioada concedului de odihnă,
ale asistențelor personale, instituția a acordat drepturile financiare a tuturor persoanelor îndreptățite, fără a înregistra restanțe la acest capitol. Pe parcursul anului 2023 s-au efectuat vizite la domiciliul persoanelor cu deficiențe grave, cu scopul de a evalua modul în care asistenții personali își duc la îndeplinire responsabilitățile pe care le au. Acțiuni și beneficii pentru persoanele cu handicap. Informări cu privire la actele necesare pentru cadrarea într-un grad de handicap, întocmirea anchetelor sociale necesare evaluării persoanelor adulte cu handicap către care vor să adreseze Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap. Preluarea și verificarea documentației necesare, obținerea indemnizației lunare pentru persoane cu handicap grav care au optat pentru aceasta în locul asistentului personal, eliberarea cardului de legitimație pentru deparcare pentru persoane cu handicap, acțiuni ce au drept scop prevenire și limitarea sau unor situații de dificultate sau vulnerabilitate care se duce la marginalizarea sau excluderea socială a persoanelor cu dizabilități conform legislației în vigoare, acțiuni care au drept scop consolidarea relațiilor de colaborare cu diverse instituții cu atribuții în domeniul asistenței sociale. În calitate de persoane cu handicap, beneficiarii au primit periodic pachete cu ajutoare alimentare și pachete cu produse de igienă, care au fost obținute, bineînțeles, pentru proiect finanțat în cadrul COAR. De asemenea, tot ca o formă de protecție socială, persoanele cu handicap au au primit câte un card electronic pentru energie și câte un card electronic pentru alimente, acest tip de ajutor fiind acordat din fonduri europene. Al doilea obiectiv al compartimentului de asistență socială pentru prevenirea și combaterea sărăciei și stabilirea și acordarea beneficiilor sociale au fost menite pentru a asigura prevenirea, limitarea și, sau înlăturarea efectelor temporare sau permanente ale situațiilor de risc în care se pot afla diferite categorii sociale. Activitățile principale au fost primirea, verificarea, înregistrarea și procesarea de dosare pentru beneficii de asistență sociale, în vederea susținerii familiei, sume acordate pentru creșterea nivelului de trai al familiilor care au făcut aceste solicitări. Efectuarea anchetelor sociale pentru acordarea de beneficii de asistență socială, verificarea în sistemul PATIMBEN a venitului și patrimoniului beneficiarilor de prestații acordate la nivelul instituției, cât și ca urmare a solicitărilor venite din partea școlii gimnaziale numărul 1 Orben, care a primit solicitări pentru acordarea de beneficii. Pentru punerea în plată a dosarelor de acordare, modificare, încetare a beneficiilor sociale au fost întocmite anchete sociale, fișe de calcul, referate, dispoziții, borderouri, rapoarte și toate acestea au fost trimise pentru către instituțiile AJP Bacău, ITM Bacău sau AJOFM Bacău. Bineînțeles că în tot acest timp s-au eliberat și adeverințe care au fost necesare beneficiarilor de beneficii sociale, adeverințe care le-au fost necesare la spital, la casa de asigurări, la școală, licee și așa mai departe. S-a întocmit, bineînțeles, și situația beneficiarilor de beneficii sociale pentru a obține acele pachete alimentare sau produse de igienă care s-au distribuit în cadrul programului COAR. Ca și element de noutate, așa, pentru creșterea nivelului de digitalizare a beneficiilor de asistență socială, conform prevederilor în vigoare, am introdus toate datele din dosarele care s-au depus la nivelul primăriei, mă refer la date privind tot ce înseamnă datele beneficiarilor, datele din adeverințe, s-au introdus într-un program informatic de la nivelul compartimentului de asistență socială al Comunei Orbei.
Un alt element nou pe care consider că ar trebui să-l știți este venitul minim de incluziune care a apărut de ceva timp. Probabil ați auzit și dumneavoastră. Venitul minim de incluziune. În completare, începând cu data de 31.12.2023, beneficiile acordate până la această dată au încetat, fiind înlocuite de o singură lege, legea numărul 196/2016, privind venitul minim de incluziune cu modificările și completările ulterioare. Venitul minim de incluziune este un program unic de asistență socială, a fost creat pentru a ajuta persoanele și familiile vulnerabile să depășească obstacole financiare pe care le întâmpină și să-și îmbunătățească viața. Beneficiul prevăzut de legea 196/2016 privind venitul minim de incluziune cu cele două componente ale sale. Sprijin pentru incluziune și sprijin pentru familiile cu copii. Venitul minim de incluziune se acordă începând cu data de 1 ianuarie 2024 persoanelor și familiilor solicitante cu scopul de a reduce sărăcia în rândul persoanelor vulnerabile. Această lege înlocuiește prestațiile anterioare. Compartimentul de asistență socială Orbeni a procedat la informarea cetățenilor cu privire la acordarea VMI, adică venitului minim de incluziune, prin afișare atât la serviciul de justiție cât și pe site a pliantelor de informare VMI, ghid informativ VMI, acte necesare pentru depunerea acestui dosar VMI și obligațiile beneficiarilor de venit minim de incluziune. De asemenea, pe baza informațiilor din legislația în vigoare, s-au formulat către cetățeni, verbal bineînțeles, în mod direct, răspunsul la întrebări. Ce este venitul minim de incluziune, care sunt avantajele lui, cine poate solicita acest venit, cum se solicită, care sunt condițiile de acordare, care sunt documentele necesare și care sunt, bineînțeles, obligațiile familiilor sau persoanelor care solicită acest venit minim de incluziune. Pe parcursul lunilor noiembrie și decembrie 2023, Primăria Comunei Orbeni, prin intermediul compartimentului de asistență socială, a primit dosare de la persoane și familii în vederea acordării acestui venit minim de incluziune. Ca element, din nou, ca element de noutate pentru creșterea nivelului de digitalizare a beneficiilor de asistență socială și punerea în practică a legii 196/2016 privind venitul minim de incluziune, cu modificările și completările ulterioare, am procedat la utilizarea microaplicației informatice create de reprezentanți ai Băncii Mondiale pentru introducerea tuturor datelor din dosarele venitului minim de incluziune. Ulterior, conform legislației în vigoare, vom utiliza această platformă este vom utiliza platforma informatică Sistemul Național Integrat de Asistență Socială, prescurtat SNIAS, care va facilita accesul la mai multe tipuri de servicii publice electronice prin integrarea bazelor de date ale mai multor instituții, cum este ANAF-ul, Ministerul Afacerilor Interne, Direcția Regim Permise, Conducere și Matricularea Vehiculelor și alte instituții. Implementarea Sistemului Național Integrat de Asistență Socială, SNIAS, prescurtat, este necesară pentru digitalizarea domeniului protecției sociale, precum și pentru realizarea sistemului informatic integrat care să asigure interacțiunea online a cetățeanului cu ANPIS și alte instituții din subordine. Ca și o concluzie, pentru satisfacerea interesului public, pe tot parcursul anului 2023, compartimentul de asistență socială Orbeni a asigurat informarea, identificarea și evaluarea nevoilor cetățenilor Comunei Orbeni pentru prevenirea și depășirea situațiilor de dificultate, de criză în care aceste persoane sau familii s-au aflat la un moment dat, bineînțeles, respectând principiul autonomiei și respectând toate regulile pe care le-am enumerat în cadrul acestui raport. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Nu punem întrebări? Da.
Dacă îmi permiteți. Cu plăcere foarte frumoasă, dar de seama. Apreciem efortul depus de doamna Fain, din punct de vedere profesional. Totuși aș vrea să pun o întrebare. Anul anterior, parcă acest nou VMI era fostul VMG, venitul minim garantat, în baza legii 416. Față de cele 125 de dosare care spuneți că în acest an vor îndeplini condițiile de plată, cărui motiv o scădere semnificativă de la aproximativ 176 de dosare s-a ajuns la aceste 125. Nu am avut un număr de 176 de dosare. Nu aveam datele exacte, dar cam în jurul 150-170. Numărul dosarelor inițial a fost de 125 la începutul anului 2022. Au fluctuat într-adevăr, au crescut cu 10, maxim 15 dosare, nu mai mult, ajungând la finalul anului 2023 la un număr de 126 de dosare. Începând cu lunele noiembrie, cum am precizat și în raport, în noiembrie și decembrie am început să primim din nou dosare în baza legii 196 pe 2016 privind venitul minim garantat. Dosare care trebuie să îndeplinească anumite condiții. Bineînțeles că acordarea se face tot în baza solicitărilor persoanelor. Îi așteptăm cu drag pe fiecare. De asta, în această idee, noi am și publicat pe site-ul primăriei, la vizier, am vorbit cu fiecare persoană să vină să depună dosarul. Este în interesul lor, beneficiile sunt destul de importante și pentru depășirea situațiilor de criză care se află fiecare persoană sau familie la un moment dat, este bine să solicite acest beneficiu. Vă mulțumim. Încă o întrebare, dacă nu vă supărați, dintre noile obligații ale acestor beneficiari sunt și acele ore pe care îi trebuie să le desfășoare? Da, sigur că da. Sigur. La nivelul anilor anteriori, făcând o medie, știm cam câte ore ar fi trebuit să se desfășoare de către acești beneficiari? Acum nu am un număr exact așa, dar vă pot face un calcul și vă pot comunica ulterior. În condiția în care știți domeniul public privat, aici mă adresez la administrației publice locale cu ajutorul acestor beneficiari, numai dacă zicem 130 ori 25 de ore mediu, minimum, ar fi cam 4-6 zile de lucru. Comuna noastră, bănuim că în baza acestui nou venit prin garantat sau individual, va arăta cu mult mai frumoasă. Aici era bine dacă era și domnul viceprimar, care eu nu pot scota, pentru că totuși câteva mii de ore transformate într-un an și jumătate de muncă în folosul comunității, comuna noastră nu arată. Așa cum ne prezintă situația scriptică. Nu am nimic cu mine, dar haideți să ne facem și orele de prestație pe care suntem obligați să le monitorizăm, să le contăm, să le acordăm spre plată. Nu vreau să zic că în fața primăriei, trotuarele către poștă și către farmacie, în această iarnă, se seamă din 125 de dosare să dăm un pic zăpada pentru a asigura acces persoanelor în vârstă. Mulțumesc! Mulțumim! Vreau să vin în completare și să te asigur că toți cei care sunt beneficiari își acoperă ori necesare care le-au de efectuat. Media de 25 de ore pe fiecare dosar mare, cum să fie așa ceva? Sunt chiar și câteva ore, sub 5, 6, 7, eu știu, depinde de fiecare dosar în parte. Dar în inima fiecare își face treaba. Iar cei care au refuzat total să nu participe la fel de activități, au părăsit nu s-au respins dosar. Să stimulăm munca și responsabilitatea pentru că e interesul tuturor și al lor să beneficieze, dar și comunitatea să vadă într-adevăr. Au fost cea mai mare pondere ca și activitate, au fost la strângerea deșeurilor.
plastic, cartoane și alte lucruri. Lucru care, uneori o spun așa, cu nu prea multă tragere de inimă, chiar mi-e și milă de ei că îi pun să facă niște lucruri pe care n-ar trebui să le facă. Pentru că sunt oameni care, să-i numim oameni, care pe unde apucă și pe unde trec, lasă în urma lor tot felul de nenorociri, gunoaie și alte lucruri. Iar cad în sarcina lor, când putem face alte lucruri ca să putem înfrumuseța comuna, noi trebuie să pierdem majoritatea timpului să adunăm gunoaie de pe toate păraile și de pe toate colțurile pe unde unii care sunt certați cu curățenia procedează ca atare. Lucru cred că l-ați remarcat. Sunt sute de saci de gunoi menajer strâns de oamenii ăștia care probabil și ei participă, sau o parte din ei participă la tot ce se întâmplă, dar care n-au nicio vină pentru că alții produc. Și în loc să ne facem treaba așa cum trebuie, ca să se cunoască prezența lor în sat, curățenii, curățenii trotuare sau alte lucruri, trebuie să strângem permanent gunoaie, începând de pe 85, unde intră tot în sarcina noastră. Și mă refer la parcare, la motel, la capul dacului sau dincolo la izvor, pe toate părăile, pe toate porțurile, unde sunt, așa cum vedeți și dumneavoastră, uneori aruncate fel și fel de deșeuri. Deși, firma de salubrizare ridică cam tot ce se poate ridica de la fiecare aproape de la fapt. Dacă mai îmi permiteți, ajungând tot la acest capitol, să revenim la o idee mai veche, să facem o echipă mobilă de partea acestor beneficiari și să punem în fiecare capăt de pantă acel antiderapant. Era un obicei ca beneficiari de ajutor social, dimineața se ducea cu lopata și arunca un antiderapant, pentru că și utilajele primării sunt mai grate de 2-3 persoane și simt că au și nevoie de ajutorul acestor persoane care pot crește siguranța traficului rutier, mai ales dimineața la prima oră, când autobuzul cu navetiști mai nivelește prin șanse și toată ziua numai primăria e de vină. Aici sprijinul lor ar fi necesar, că nici primăria nu poate să le rezolve pe toate. Sunt de acord cu tine, dar ne stat ca un prin Orben, cred că n-ai observat că toate drumurile și toate străzile au fost curățate de zăpadă pe timp de noapte. S-a lucrat non-stop. De la Bacău se vede mai puțin, sau se vede doar ce vrei să vede. Mă refeream la drumurile în pantă. Ascultă-mă un pic. Șantele de rapant și astea s-au dat cu sărărița, că am considerat că este mult mai eficient. Și are de urmă mai plantam sau descărcam anumite cantități de rapant, care fie în momentul când trecea cu utilajul, fiind drumurile cum sunt, mai înguste sau nepermețând, nu ajungea atât de rapant unde trebuia. Fie dădea mașina în șant sau fie, mă rog, nici oamenii nu-și făceau treaba cum trebuie, înghețând sau... Dar am considerat că e mai eficient ca sărărița să-și facă treaba. Și nu cred că au fost desfundate sau drumuri înfundate nici într-unul din sezoanele reci de iarnă. S-a lucrat mai mult noaptea. Că dimineață toate utilajele sau mașinile, pâine, salvare sau fiecare mergeau în loc de muncă, au găsit drumurile desfundate. Se poate confirma prin mai multe, fie imagini, fie ce ați văzut fiecare. S-a lucrat non-stop. Și majoritatea intervențiilor s-au făcut vinerea, sâmbătă și duminică, în afară orelor de lucru normal. Dar de la Bacos doi de altă treabă. Eu văd în fiecare zi, aproape tot din ziua. Și de câte ori ai rămas cu mașina împotmolită în zăpadă? Nu era de rămas, sunt niște drumuri în pantă, unde, într-adevăr, acolo nici tractorul nu a ajuns. Mergeți prin sat, o să găsiți solicitări din partea cetățenilor care aveau dreptate de demonstrau, efectiv, că acolo nu a ajuns antiderapant. Unde o lopată tarnică de la venitul minim garantat, rezolva problema. Am zis că forțele lor puteau să fie alături de cele mecanizate ale primăriei, mai eficiente ca să mulțumim pe toată lumea. Nu e nicio tragedie, că dăm idei constructive ca cei 126 de să fie și oameni cu sufletul către comunitate. Da, îi vedem mai des vara, dar ea nu prea vedem la acțiune. Asta e ideea. Mai sunt alte întrebări? Domnul Fan. Să revenim la venitul din idei inclusive. Lasă că am departat vreo de subiect. Cu... o precizare. După calculele mele, într-o comunitate, numărul dosarelor de venit de
transformat acum, venit prin idei incluziune, reprezintă un oameni grav de sărăcie. Cu cât numărul de dosare este mai mare, cu atât semnalul de alarmă este mai mare. Însemnând cu un număr mare sau din ce în ce mai mare, din păcate, din populație, apelează la acest mijloc de subsistență. Afirmația doamnei asistente cum că am încurajat cetățenii să depună, e un semn care ține de profesia dumneavoastră. Dar eu, ca cetățean, aș întreba-o dacă are un plan sau are în vedere un plan astfel încât numărul dosarelor să scadă. Prin urmare, cred că ar fi necesar ca în compartimentul de asistență socială să existe măsuri pentru că o parte din cetățeni aflați în dificultate să poată fi încurajați să se încadreze în câmpul muncii. Avantaje. Și atunci, eu cred că e mai bine să prezentați avantajele comparativ. Ce e mai bine? Să apelezi la dosare de ajutor social și am o serie mici avantaje sau să mă angajez în câmpul muncii și atunci aș avea cu totul alte avantaje. Punându-le în balanță, cred că este de datoria dumneavoastră să încurajați oamenii să se încadreze într-o muncă utilă societății cu toate avantajele care le corp de aici. Ținând cont că orice persoană îmbătrânește, ajunge la o vârstă de pensionare. Orice beneficiar de ajutor social, nu știu dacă beneficii toată viața de ajutor social, vor avea și pensii. Mi se pare că lucrurile stau cu totul altfel. Vor avea. Teoretic, nu devine nici nouă. Intervine în societate, nu pot să-l dar să moară de foame. Știm asta. E tot de datorie lor. Ajunge acea pensie socială, sau cum vreți să zice, să-l poată împura. Dar de ce are atâta timp? Cât am văzut că angajăm sirlancheși, am fost în schimbat roțele, le-a luat în el, am schimbat cauciucurile și am vorbit cu doi sirlancheși. Am vorbit, știți cum, mă doartește, vorbim cu ei. Am întrebat cu curiozitatea, dar de ce ați ajuns? Dar nu știu, nu mai sunt rământul, stau și vorbă cu unul, băi, mai bate alea pe luat asta, mă pun ceva. Ăsta, dădea, ies, mulțumesc, dădea din cap, atâta știa să ai. Sau nu știu unde, ce am știe sau nu vin. Că trebuie să vină și sâmbă, dar am venit. Și dacă observa, poate confirmi. Și nu vin, am așa nu vin. Păi cum adică nu vin? Ceva vorba cuiva, ceva e putere de la nemarca. Adică, în momentul de ajutor social, și-au mai ales câinii persoanele, sunt, într-adevăr, oameni care au nevoie de ajutor social. Fără discuții, fără noia. Dar nu ne limităm acest drept. Și iarăși o mare greșeală în lege. Mă, te ajut o lună, două, șase luni. Dar între timp, te rog, ai o vârstă, ești tânăr, ai 34 de ani. Nu poți să stai să apelezi la acest mijloc în permanență. Fiindcă la urmă, stai banii statului român, care săracul se împrumută ca să plătească niște chestii de genul ăsta. Și atunci te ajut pe o perioadă limitată cu obligația, fie te angajezi într-o muncă utilă, fie faci niște cursuri și du-te către o zonă unde poți presta o muncă după priceperea ta, că ești sănătos și bun de muncă. Mai ales la așa mă gândesc. La cei sănătoși, bun de muncă, ce ar putea desfășura o activitate mult mai benefică decât venitul minim de incluziune. Părerea mea, nu? Dacă ar fi să alegeți între a primi ajutor social, a angaja într-o muncă, bănuiesc majoritatea cei de aici ar alege să se angajeze într-o muncă utilă societății cu toate avantajele și, mă rog, și o serie de dezavantaje. Trebuie să spun dimineața la ora 4, stai 8 ore la muncă și nu te joci. La venitul din garantat, ai dat 3 lopeți și ai fugit, că știm ce se întâmplă, că la 12 nu mai vezi unul deci. Au făcut repede o bucățică și au închis-o. Superficialitatea cu care o fac, ați mai remarcat-o și noastră, că știu și eu de ani de zile. E o boală gravă, superficialitatea cu care îi mai fac. Așa? Știu și cum fac șanțurile și cum fac curățenie, că o fac cu un fel de mântuială. Sper să mai reușiți dumneavoastră să-i mai sensibilizați în a face o bucățică la bună. Și calitate. Aici stăm prost cu calitățile, dar... Da? Da, merge. Trece ori, am plecat. Nu, eu cred că la intervențiile pe care le-am avut cu ei,
de unde au trecut cinești supraveghează oamenii noștri, în principiu, viceprimarul, oamenii și-au făcut treaba, dar revenind la ce spuneți dumneavoastră, așa cum prevede legea, mai toți beneficiari de ajutor de incluziune mai nou acum, trec pe la Agenția de Ocupare a Forței de Muncă. Deci, fără acceptul celor de la AJOFM, în cazul nostru, filiala Răcăciuni, nu li se privește dosarul. Deci, cei care sunt tați de muncă și se încadrează într-o astfel de categorie, sunt dirijați, dacă iau posibilitatea asta și ei sunt cei care decid, nu noi, către cursul pentru calificare, recalificare sau pentru ocuparea unui loc de muncă. Deci, fără acel document de la agenție, nu pot fi acceptate dosarele. Au fost situații când cei în cauză au refuzat fie să participe la cursuri, fie să se ducă către acel loc de muncă indicat de agenție și li s-au suspendat dosarele, așa cum spune legea, un an de zile. În situația în care se repetă fenomenul, s-a închis acțiunea ajutor social sau venit minim de incluziune. Deci cam asta trebuie să... Deci asta e filiera. Deci aici și... Asta e, nu știu dacă mai avem tot așa un număr mare de dosare. Firește că ele au scăzut de la 100 cât au fost. Ele au variat. Au fost și mai multe și mai puține. Dar astăzi, revenit de fiecare, nu se transferă cele 120 de dosare sau au fost la 31 decembrie, imediat în cealaltă poziție. Deci activitatea s-a reluat de la zero. Vom vedea câte vor fi în condițiile în care ei respectă prevederile pe care le-au stabilit în lege și dacă aduc documente, firește că nu avem niciun motiv și nu putem să spunem că se încadrează sau nu se încadrează în ceea ce privește drepturile pe care le-a asigurat legiuitorul. Deci, repet, fără acel document de la agenție, nu poate depune dosar. Mai sunt și alte căi de verificare, așa cum spunea și doamna, e acea aplicație PatrInvent, unde, în momentul de față, nu mai stă, să-i zicem, în fixul nostru decizia de a aproba dosarul cuiva. În aplicație se introduc toate informațiile care le cere legiuitorul și aplicația e cea care validează sau nu dosarul respectiv. Nu? Cred că nu greșesc. Deci să trec prin filierele astea, toate. Și acolo, la prin patriventura, găsești toate, cum să vă spun eu, tot ce are omul. Începând de la bani, în diverse bănci, ăsta, subvenții, sau orice altă sursă de venit, joc, până și jocurile de noroc au fost. Odată ce au dat codul numeric personal, să regăsesc toate informațiile astea acolo. Și aplicația e cea care dă unde ca dosarul să meargă mai departe și firește după ce îl validează să își intre în restul. Înseamnă că... Deci cam astea sunt noutățile. Sarcina autorităților locale este eliminată în măsura în care, prin program, însă și aplicația face aproape 90% din lucru. Noi doar primim informațiile, fie fizic, fie cum le primim, le introducem în acea aplicație și de aici încolo funcție de ce date mai găsește și aplicația, că sunt lucruri pe care omul nu le declară. O găsesc, o măsură... Și atunci, nu mai ai ce obiecta sau ce comenta. E foarte bine. E foarte bine astfel încât persoanele acte de muncă să fie încurajate să se angajeze într-o... Imaginați-vă că și din discuțiile care le avem cu ei și mulți s-au și angajat și pe lea. Grup și bani, iar și jos la depozitul de fiare. Două, trei locuri de muncă. Foarte bine. Uite, mai au locuri de muncă vacante și au nevoie de ajutor și am mai dirijat câțiva băieți acolo să meargă. Și chiar era unul dintre beneficiari de ajutor social. Sau mai nou, acum, încă nu cunoaște situația exactă, că încă nu s-au încheiat una ca să facem raportare sau urmează în perioada următoare. La depozitul de butelii, deci sunt locuri de muncă. Dar eu mai e o problemă pe care noi am discutat-o cu cei de la agenție, tot din dorința de a mai diminua numărul de dosare și să crească numărul celor care merg spre un loc de muncă. E problema că agenții economici nu prea își ridică în platforma celor de la AJOFM locurile de muncă vacante. Ei încearcă prin diverse alte metode, probabil, eu vă spun ce am primit ca și răspuns de la agenție, și nu se duc către ei. Ei, normal, ar trebui să-și declare locurile vacante, ca agenția să aibă o bază de date cu toate astfel de informații, iar cei care merg să solicite
aprobarea pentru a depune dosarul să fie canalizat, direcționat către acea societate. Unele declară, altele nu declară. Sunt și astfel de situații. Deci lucrurile nu stau chiar cum se văd la prima vedere. Ele mai au și alte dedesubturi care unele le știm, altele le bănuim. Dar până la urmă, important e că un beneficiar trebuie să corespundă din punct de vedere a legislației cu toate documentele care îi se cer și, cum am mai spus, aplicația cea care validează sau nu dosarul. Chidem subiect să spunem că domnul am fost în paragrafe de prin 2001 ca să nu are un loc de muncă și cam dificil acum o reprofilare către o chestie serioasă. Cei adevărați, harnici, au plecat afară și au reușit să devină gospodari în sat. Dacă nu va fi dacă domnul consilier Popa mai aruncă așa câte o pisică moartă în anul, nu cred că prin 2001, și nu datorită administrației locale, ci pur și simplu au fost procesele legale care au permis omului să îngadreze. N-am făcut niciun rabat. Vă mai spun că și eu și dumneavoastră puteți confirma că au mai fost situații că din dorința de a trimite mai mulți, să zicem așa, obligați către un loc de muncă, în felul în care nu încercam să-i acceptăm dosarul, s-au dus și au făcut sesizare. La internet, pe la agenție, pe unde au mai făcut sesizare. După care, vrând nevrând, ai fost nevoit, nefăcând dovada că are sau nu are anumite lucruri, care îi punea în dificultate aprobarea dosarului, să-i primești dosarul. Erai obligat să faci treaba asta, atâta vreme cât el îți demonstra și tu nu puteai să vii cu contra-argument, deci tu știai niște lucruri, dar nu le puteai demonstra că el poate fi încadrat în categoria celor care are nevoie de astfel de ajutor. Da, am avut ce vrea să constat că cei inspectori de la ACTIS, care au venit control să vadă cum am procedat noi, au fost mai indulgenți decât am fost noi. Nu mai vorbim de multe alte lucruri. Dosare pe care noi le-am deschis, ca dovadă că au ajuns la ei. Corect. Deci au fost mai îndrăgnitori decât noi. Chiar am rămas mirați în unele cazuri, când cu prea multă largheție au aprobat niște dosare. Bine că măcar, Nu aș fi de eu știu un anumit mod de abordare, adică există de felul cum vedea problema acestor ajutoare și felul cum vedeam noi din la model local aplicare acestei legi. Adică ajunsesem în situația când, după modificările aduse în 2008, mi se pare, la 416, când de la o jumătate de hectare în posesie, în administrare, s-a ajunsesem că puteai depune dosar de ajutor social, având până la 2 hectare. Și atunci am rugat colegii din primărie să-și facă tot dosar de ajutor social, când nici unul nu avea 2 hectare. Dacă ar fi fost numai cât erau ăsta. Bine, erau și alte. Dar, ca să vedeți, de-a lungul timpului, în loc să mai ajustăm, să mai descurajăm într-un anumit fel la aceasta, la activitate, încurajând altele, cum ar fi încadrarea într-o muncă utilă, au fost situații în care am dat înapoi și am lărgit-o așa de mult, încât se puteau încadra aici, apropo de ce spunerii, și n-ai dreptate când susții, că am mărit noi numărul, pentru că, pur și simplu, legislația permitea. Era atât de permisiv încât aproape fiecare cetățean putea să-și facă un dosar de ajutor special. Da, spre avantajul administrației locale, nu? Să închidem spre avantajul celor care au cu legea, ne recunoscând niciodată noi, cei care suntem în teritoriu, că aceste venituri garantate prin tehnici specifice campaniei electorale au făcut în fiecare județ doi deputați și un senator. Și ne mirăm de ce niciodată legea n-a fost schimbată la timp pentru a stimula angajarea acestor persoane în câmpul muncii. Pe dacă stau să mă gândesc, venitul ăsta de incluziune, legea din 2016 și îmi spui că avea după 8 ani. O punem în vedere. Nu, 2001. De incluziune. Legea 196 pe 2016. De 2016, avea acum la dispoziție ca să o putem pune... 8 ani. Hai mă, las-o. Da?
așa din modulează aprobat de Parlament, votat și publicat în monitor. Încă în decembrie, când era nevoie să acceptăm dosare de oameni, aplicația nu era nefuncțională. Nici acum nu este, dacă îmi permite să intervin, nici acum nu este aplicația definitivă cu tot ce înseamnă datele pe care noi le-am introdus ca să putem scoate rapoartele de care avem nevoie. De asemenea, în raportul pe care l-am prezentat, am precizat faptul că acel sistem SNIAS, de care am pomenit, nu este nici acum gata, acea platformă, probabil în 6-7 luni va fi gata și în acel program noi vom introduce, reintroduce din nou datele. Mai cunoști colegii care s-a plecat cu 8 ani de la adoptare? Domnul fost primar, nu înțeleg că este o interință politică legea asta să rămână deloc. Dar probabil că explicația vine în altă zonă, știți? Da. Beneficiile în toată Europa sunt atât pașaportul cât și autostrada pentru migrația populației. Și cu asta am spus tot. Dacă sunteți liber politic, spuneți adevărul, domnul secretar. Felicitări. Haideți că ne îndepărtăm de subiect. Hai să trecem la următorul. Mulțumim de doamna Vintilina. Domnilor consilieri, voi da citire raportului de evaluare a activității în anul 2023, activitatea desfășurată pe linie de bibliotecă. Biblioteca Comunală Orbeni, denumită în continuare Biblioteca Comunală, este organizată și funcționează în temeiul legii numărul 334/2002, republicată cu modificările și completările ulterioare. Biblioteca Comunală este o bibliotecă de drept public, organizată în subordinea autorității administrației publice locale, respectiv a Consiliului Local Orbeni, ca și compartiment, fără personalitate juridică, finanțată din bugetul local. Pentru organizarea și funcționarea bibliotecii comunale, Consiliul Local asigură bază materială și resurse financiare necesare, potrivit responsabilităților ce îi revin prin lege. Biblioteca Comunală poate fi finanțată și de alte surse, în condițiile legii, respectiv de alte persoane juridice, de drept public sau privat, precum și de persoane fizice, pentru prin sponsorizare, donații sau alte surse legale de venituri care se utilizează potrivit legii. Biblioteca Comunală este biblioteca publică cu profil enciclopedic, pusă în slujba comunității, ce permite accesul la servicii, activități culturale, colecții de surse proprii de informare. Biblioteca Comunală oferă servicii gratuite, împrumut la domiciliu, consultare documente, programe culturale și de informare, acces la internet, în scopul asigurării accesului nelimitat la informații, la documentele necesare informări și dezvoltării personalității utilizatorilor, educație permanente, petrecere timpului liber, fără deosebire de statut social, economic, vârstă, sex, apartenență politică, religioasă sau etnică. Biblioteca Comunală Orbei realizează următoarele activități, colecționează documentele necesare organizării în condiții optime a activității de informare, documentare și lectură la nivelul comunității locale, realizând completarea curentă și de retrospectivă a colecțiilor prin achiziții, transfer, donații, schimb interbibliotecar și prin alte surse legale. Realizează evidența locală și individuală a documentelor în sistem tradițional sau informatizat, în funcție de stadiul de informatizare propriu, cu respectarea standardelor bibliografice de constituire a acestora în unități de înregistrare. Efectuează prelucrare bibliografică a documentelor în sistem tradițional sau informatizat, cu respectarea normelor standard de catalogare, clasificare și indexare. Efectuează operațiuni de împrumut al documentelor prin studiu, informare și lectură în sălile de lectură, cu respectarea regimului de circulație a documentelor și a normelor de evidență a activității zilnice. Împrumută utilizatorilor pentru studiu și lectură la domiciliu, documente în format uzual, pe o perioadă de 30 de zile, care poate fi prelungită cu acordul bibliotecarilor până la cel mult 30 de zile. Completează, organizează, prelucrează și conservă bunurile culturale de patrimoniu cultural național, constituite în colecții speciale, potrivit reglementărilor legale în vigoare, în măsura în care deține asemenea bunuri. Asigură satisfacerea unor interese de studiu și informare prin practicarea
la cererea împrumuturi interbibliotecar. Efectuează activitate de igienizare a spațiilor de bibliotecă și de asigurare a condițiilor microclimatice de conservare a colecțiilor, precum și condițiile de utilizare, protecția patrimoniului. Întreprinde operațiuni de avizare a restanțierilor, de recuperare fizică sau valorică a documentelor deteriorate ori pierdute de utilizatori în condiții de lucru. Elimină periodic din colecții documentele uzate moral sau fizic, organizează activități de formare și informare a utilizatorilor prin cultivarea de prinderilor de muncă intelectuală, prin promovarea colecțiilor, a serviciilor bibliotecii și a tehnologiei, precum și prin realizarea unor acțiuni specifice de animație culturală și de comunicare a colecțiilor. În luna noiembrie anului 2023, Biblioteca Comunală Orbeni a răspuns afirmativ propunerii înaintate de Consiliul de Țeama Tău, privind demararea unui proiect de reabilitare, eficientizare și de dotare a spațiilor bibliotecii sau orășenești, denumit finanțarea bibliotecilor de județul Bacău, pentru a deveni hub-ul de dezvoltare a competențelor digitale și dotare cu echipamente IT, un parteneriat cu Biblioteca Județeană Bacău și 53 de bateuri în județul Bacău. Pe parcursul anului 2023, în activitatea Bibliotecii Comunale Orbeni, a fost înregistrat un număr de 43 de utilizatori înscriși, toți fiind activi. Totalul tranzacțiilor de împrumut a fost de 48 de cărți și volume. Totalul vizitelor la bibliotecă a utilizatorului a fost de 34. În anul 2023 s-au desfășurat activități de epurare a fondurilor de bibliotecă, iar comisia constituită în acest scop a propus eliminarea unui număr de 1952 de volume, în valoare totală de 747,98 lei, aflate în stare de uzură, în stare avansată de uzură fizică și morală sau cu porțiuni depășite. De asemenea, s-a constatat lipsa a 22 de volume, în valoare totală de 4,64 de lei, reprezentând pierdere naturală. Fondul de carte rezultat în urma activităților de inventariere și casare a fost de 5.653 de volume, cu o valoare totală de 10.398,95 de lei. De asemenea, activitatea de casare a fondului bibliotecii a evidențiat necesitatea de achiziție de carte nouă, cu precădere literatura pentru copii și literatura specifică programe școlare actuale pentru clasele 1-8. Conform articolului 40.11 din Legea Bibliotecilor, 334 din 31.5.2002, bibliotecile publice sunt obligate să-și dezvolte colecțiile de documente prin achiziționare de titluri din producție editorială curentă, precum și prin completare retrospectivă. Conform articolului 40.12 din Legea Bibliotecilor 334/2002, creșterea anuală a colecțiilor din bibliotecile publice trebuie să fie de minim 50 de documente specifice la 1000 de locuitori. Au avut loc, de asemenea, și activități culturale în anul 2023, care s-au desfășurat alături de ansamblu folcloric Spic de Grâu Orbeni, coordonat de doamna Maria Șalabă, iar acestea s-au desfășurat ocaziile sportive, Mica Unire la 24 ianuarie, Ziua Internațională a Femeii în 8 martie, Sărbătorile Pascale și Florile, Ziua Internațională a Copilului 1 iunie, Festivalul Grâului Orbeni ediția a 3-a, Ziua Națională a României 1 decembrie și Sărbătorile de iarnă. Dacă sunt întrebări, domnul Popa. Doamna, doamna bibliotecar, stimați consilieri, vreau să pun și eu o întrebare. Mi se pare că, totuși, prin anul 2018, fondul de carte de la Biblioteca Comunală Orbeni era cu mult mai mare. Parcă mi-a să spuneți că ați ajuns acum la 5.000 și ceva de volume. Da. Dacă nu mă înșel, la vechiul inventar pe care doamna fostă bibliotecar a trebuit să-l predea, se sublinia faptul că ar fi peste 10.000 de volume. Adică să fim atenți cu ce primiți în gestiune, ce casați sau... Exact, da. Știți că e un număr de volume prin care... Diminuarea s-au făcut.
în strânsă colaborare cu Biblioteca Județeană. Da, mi-am asigurat. În momentul în care noi am încercat să facem o evaluare a tuturor volumelor de carte din bibliotecă, am avut o discuție cu cei de la Biblioteca Județeană și au trimis oamenii încoace și împreună am luat fiecare volum de carte și acel volum care s-a considerat că trebuie să mai rămână în bibliotecă a rămas, iar volumul care s-a constatat că nu mai e cazul să rămână în bibliotecă, s-a trecut pe casare. Da, 5.000 au cam dispărut, la 3.000 au fost casate sau... 11.000 era valoare, nu era volumul de piață. La acea vreme erau cam 2.000 de volume înscrise în registrul electronic din calculator. S-a mai reușit, s-a înaintat. Da, există o evidență electronică a tuturor volumelor cu toate cele toate care au rămas înscrise. Da, ați reușit. Felicitări că nimeni nu vrea să se mai implice în acea acțiune modernă de a înregistra electronic. Am lucrat foarte aproape cu Biblioteca Județeană și ne-a fost de mare folos pentru că firește și lipsa de experiență noastră. Noi avem tot interesul să o lăsăm pe doamna, pentru că ea reprezintă un sat alături de învățător, de părinte, să zicem, duhovnic, forța culturală a comunității. Cu 40 de utilizatori, biblioteca devine un semn de mirare pentru școlari. Ce-o fi și aia, de aia ziceam și noi că prin octombrie sau noiembrie a fost luna cu actul bibliotecilor școlare. Să încercați să întreprindeți niște acțiuni cu școala, cu grădinița, mai eficiente pentru actul educațional. Apropo, majoritatea acțiunilor în bibliotecă. Chiar pentru că eu înțeleg că doamna este de foarte mare ajutor și în primărie. Interesul nostru este să fie întâi bibliotecarul comunității și pe aia să ajute și la treburile din cadrul instituției numită primăria comunului Urbeni. Pentru că o să avem nevoie de bibliotecă în viitor, dispărând scrisul, cartea și cărarea, va fi greu de noi. Așa este, da. Este în interesul principal al meu și a tuturor care să încurajăm special copiii la lectură. Pentru că dumneavoastră sunteți păzitorul eroilor din cărți. Dacă dumneavoastră nu transmiteți mai departe copiilor această poveste, vom uita și de originele noastre. Așa este, da. Mai sunt alte întrebări, domnul Fan. Că a fost bibliotecar în 89, anul marilor schimbări. În 99, Biblioteca Comunală Urbeni avea, într-adevăr, 11.000 de lei, 11.000 de volume. Dintre care, știm bine, 66 de roluri Bibliotecii Județene, care era obligatoriu până a redefini poziția bibliotecii în cadrul societății, fiindcă un număr însemnat de volume erau cu tempe politică, de ce sens? Foarte multă literatură rusă, și asta de orientare politică. Și cred că cei care au venit știu exact ca profesioniști care volume se pretează marelui public și care probabil fac obiectul unor studii, cercetări, analize, că bănuiesc că nu toate au fost duse la casare. Ce au fost trecute într-un fond de rezervă, fie aici, fie la alt nivel, pentru că, știu eu, pentru anumite studii, oamenii mai caută, nu, istoricii, caută și astfel de documente. Dar ele nu se adresează mai lui public. Și doar anumitor categorii de oameni specialiști interesați de un anumit domeniu. Prin urmare, acest proces de, să-i spunem, epurare a fondului de carte este mai mult decât benefic. Deci, ceea ce este descurajant pentru noi este scăderea dramatică a numărului de volume. Pentru că, dacă nu mă înșel, o bibliotecă, pentru a se numi bibliotecă comunală, trebuie să aibă un anumit număr de volume. 3.000. Sunt un anumit număr de volume, nu mai este bibliotecă comunală, că e un punct de lucru. 3.000 dispare de iară, e ceva de gen. Astfel încât cred, nu știu eu, bibliotecara trebuie să intervenim în Consiliul Local, lângă primar, ca în fiecare an, știu eu, să mai suplimenteze un fond, atât cât se pare, pentru procurarea de noi volume, astfel încât numărul de volume să crească posibil de la un an la altul și să oprim această cădere. E o cădere dramatică de la cât știm că a fost la ce este acum. Dar, știți, numărul nu întotdeauna spune tot.
numărul poate fi doar un număr pentru analize, pentru calcul. Pot fi mai puține și mai utile și mai căutate. Și aici intrăm în cealaltă componentă a activității dumneavoastră, cea de atragerea cititorilor, îndeosebi acelor tineri, dar nu numai, către bibliotecă. Iar acel număr de cititori pe care îl aveți în evidență nu ne mulțumește, nu ne aduce satisfacția să spunem, da, într-adevăr, iată, vedeți, și numeric, cei ce bat la ușa bibliotecii este important. În criza morală în care ne zbatem ca societate, biblioteca trebuie să fie un factor mult mai dinamic. Să găsească acele mijloace atât la tineri, cât și la cei mai în vârstă, să treacă pe pragul bibliotecii. În tot soiul de lucrări. Sunt și lucrări practice în bibliotecă. Mi-ați avut și datoria. Fiind mai tânără, dar iată discuția cum mai vă poate spune, sunt lucrări practice. Eu știu că am lăsat o serie întreagă de lucrări. De la cărți de bucate, până la metode de altoire, încât și omul simplu să poată fi atras către bibliotecă spre lucrări care să se adreseze exact genului de activitate. Și în felul acesta, numărul celor care trec la bibliotecii să crească. Biblioteca nu este o spaimă, e dimpotrivă, e o bucurie să-i treci pragul. Da? Dacă la dispensar trec de frică de nevoie, la bibliotecă ar trebui să merg de plăcere și să găsesc, să mă tragă ceva, să găsesc ceea ce îmi doresc. Așteptăm activități atractive, care și noi, cei de o vârstă trecută, dar și copiii, să fie atrași către bibliotecă. Prin diminezi de basm, prin seri de poezie, prin activități specifice, să-i atrageți. Acum sunt și mijloace electronice și le stăpâniți pe acestea. Puteți găsi mijloace eficiente de a atrage cât mai mulți tineri spre bibliotecă și mai puțin, ce să fac? Ghinion. Ești amplasat într-o zonă unde există doar o singură bibliotecă înconjurată de 100.000 de creșmi. Atracția va fi mai mare în partea cealaltă. E, cum reușim să înclinăm balanța? Să nu-i mai văd la creșmă și să-i aduc către bibliotecă. Dacă reușim asta, înseamnă că suntem în sat. E vorba. Cred că și, că să intervin așa un pic, cred că și prezența internetului duce la o informație care intră în accesul ei mult mai rapid. Corect. Și atunci corect. Este un de aici și lipsa trecerii pragului în bibliotecă. Dar nu până un proiect la care nu e legal. Mai trebuie la facem un are un program bibliometru prin care pune la adicăție biblioteca electronică. Deci, trecând pragul bibliotecii, ai la dispoziție și inclusiv mijloace electronice pentru acces la cultură. Și nu ai nevoie să desfăiesc toată cartea. Nu am nevoie. Am nevoie de romanul Ion, un pasaj la școală, îl găsești cu ușurință prin mijloace electronice. Sigur că asta trebuie promovat și oamenii trebuie să știe. Nu trebuie să iau tot volumul. Am nevoie de un pasaj, îl găsesc cu ușurință. Mijloace electronice. Așa este. Datorită faptului este internetul. Da. Spuneți, domnul Popa Nicolae. Toți sperăm că o să devenim un hub informațional prin noua dotare a bibliotecii. Doamne ajută să câștigăm finanțarea de la Consiliul Județean prin programul european. Eu pun o întrebare totuși, domnul Fiu Răfantu, că a fost bibliotecar. Nu mai știe dacă în 89 a mai rămas prin bibliotecă capitală, scris de tovarășul Nicolae Ceaușescu, care a dispărut în 89, nu mai ține nimeni minte. Dar pe doamna bibliotecară o întreb. Vrem să ne modernizăm, mai avem în inventar monografia cu un problem? Că am rămas surprins, neplăcut să vezi că prin 2022 cineva de prin plecat prin țară a vândut-o la licitație. Ce facem? Cât au fost lăsați la bibliotecă. Da, e minunat. Și zicem noi, până a ne duce către electronică, n-ar fi bine, eu propun, ca noi în aceste biblioteci,
pentru tot ce a făcut doamna Maria, Maria, Maria Maria, se poartă numele. Domnule secretar general și domnule secretar de comisie, de ședință, eu aș vrea să o introducem cândva, pe ordine de zi, la propunere din partea mea, la numele Bibliotecii Comunale Urbeni, să se numească Mari Maria. A făcut prea multe pentru comunitate, să uităm într-un anonimat și să treacă peste aia informatica și să nu mai pomenim, probabil, nici în inventarul noi biblioteci virtuale. Vă mulțumesc! Domnul secretar, vreau să consemnați în procesul de lor. Propunerea este bună și probabil că să o reluăm într-o discuție cu inițiativă pentru ședință. Dar vreau să fac o precizare, nu te supăra. Eu te asigur că acel roman la care ai făcut precizare este vorba de Capitalul, pe care nu o scris Ceaușescu, ci Marx. Nu i-a atribuit lui, că nu i-a lui. L-ai încercat în perioada aia. Nu, Capitalul este lucrarea de bază a lui Marx. A făcut tovarășul una care s-a vândut cu scrie de mărci prin Germania. Nu, hai să nu apare. Aia românească, nu vă... Nu există Capitalul românesc, cu scris de Ceaușescu. Ceaușescu are opere alesii și are la opere alesii, cât băieții n-au putut să nu consiliere de vasculare. Deci, să revenim la... A, ajunsesc la... așa. Da, vă revenim. Deci, să închidem, domnul secretar. Revenim la capital, i-a luat. Mulțumim, doamne Andreea. Nicolae Ceaușescu. Și o să invităm o mulțumire. Da, doamna doctor Tamara Luminița. Mulțumim, doamne bibliotecar. Era să uit, a fitat în planul de acțiune 50 de ani de la căsătorie pentru vârstnicii satului. Să nu uităm, domnule primar, că sunt puțini și lăsăm mereu ultime. Și sunt cei mai devotați, votați. Nu știu ce treabă are cu biblioteca. Păi, în cadrul bibliotecii e altceva. De ce să nu implicăm pe doamna? Să-i punem la citit. Nu-i punem la citit, că-i premiem. Facem fișul la bibliotecă. Au fost premiați în fiecare an, nu te supără. Și vor fi, dar puțin Dumnezeu sănătoși. Să nu uitați. Să avem cui. Să dacă mai iubim. Da, să nu cadați. Iar când mai faci cu rețetă din terapie, vă rog frumos să ai grijă, că am observat că mai ai câțiva ocuri din cei morți care țin la... Trebuie îngropați. Am găsit o blocată, mă. Doamna doctor, haideți ca să nu vă reținem. Nu știu cam ce... V-am invitat, ca așa e firesc și normal, ca anual, așa cum credeți că ați mai... Asta e participat la astfel de discuții cu Consiliul Local. O scurtă informare raportată la activitatea dumneavoastră, ca și medic de familie pe sate Orbeni. Ca și cifre, nu știu. Orice date care ar interesa, care ar prezenta interes, discuții cu consiliere, cu probleme întâmpinați, ce nu întâmpinați. Probleme care ar avea cineva să discutăm așa, în general, bolile, afecțiuni deosebite în anul trecut, ca și în alți ani, nu au fost. COVID-ul, din fericire, au fost foarte puține cazuri în 2023. În medie sunt 20 de consultații pe zi, acum în perioada virozelor sunt și până la 40 de consultații pe zi. Și în rest, și probleme ar fi, dacă ar avea cineva o problemă de discutat, să discutăm. Dacă sunt întrebări, vezi, doamna. Da. Întrebări, nu sunt, vă mulțumesc, doamnă. Doamnă, doctor, dacă... Treaba asta e situația, dar nu sunt nici din partea celor prezenți. Eu și diverse întrebări. Probleme nici noi în activitatea de zi cu zi. N-am întâmpinat în așa fel încât să tragem semnale de alarmă sau să încercăm să găsim soluții la probleme care au fost. Ne mulțumesc încă peste tot. Mai sunt cazuri, dar sunt cazuri particulare pe care și dumneavoastră le știți și le-am mai discutat din dorința de a găsi soluții ca să nu ia la altă amploare. Ce să zic, vă mulțumesc și să vă dăm de sănătate. Continuăm cu următorul. Invitat domnul Trăbăcar Ioan. La poliție, v-ați dat mai tare. La poliție, vin din genul. Dacă indicați mâna doamnei, din copenicilină. Da, domnilor consilieri. Vă prezint raportul de activitate al centrului de zi, vorbim, instituție pe care o coordonez. Și
are drept menire prevenirea abandonului și instituționalizării copilului. Vă fac o scurtă prezentare. Centrul PZI este o instituție publică de protecție a copilului aflată în dificultate, care asigură promovarea dreptului fiecărui copil de a crește în mediul său familial, precum și exercitarea responsabilităților, rolurilor și aptitudinilor parentale. Acestea se realizează oferind servicii adecvate fiecărei familii în situații de risc de abandonare a copilului, pentru ca ea să fie capabilă să-și îndeplinească responsabilitățile legate de îngrijirea, securitatea și educarea copilului. Scopul funcționării, așa cum spuneam mai devreme, este prevenirea abandonului și instituționalizării copilului. Centrul de zi este subordonat din punct de vedere metodologic de GASPC Bacău, instituție centrală, iar administrativ Consiliului Local Orbei. Raportat la spațiile existente, Direcția Sanitară Bacău a autorizat funcționarea instituției pentru un număr de 12 copii ca beneficiari direcți, cu vârste copiențe între 3 și 11 ani. Știm fiecare că pentru fiecare copil, atât într-o școală, cât și într-o instituție de protecție, trebuie asigurat un număr de metri cub de aer. Beneficiarii sunt copii din comunitatea locală care au fost instituționalizați în centre de plasament și reintegrați în familie, copii din familie cu număr mare de membri, cu statut socioeconomic precar, copii din familie care trec printr-o perioadă dificilă a vieții, cum le știm toți, divorț, climat intrafamiliar des și puternic tensionat, copii ai căror părinți sunt dependenți de alcool și care își asumă cu dificultate responsabilitățile parentale. Principalele obiective ale centrului sunt oferirea de terapii specifice copiilor aflați în situații de risc și implicarea lor în activități în funcție de vârsta lor. Colaborarea activă cu familiile copiilor beneficiare serviciilor oferite de centru de zi, constituirea unui parteneriat între centru de zi și școală pentru a preveni abandonul școlar, respectarea legislației cu privire la promovarea și protecția drepturilor copilului, asigurarea unei administrări eficiente care să asigure centrului de zi o funcționare optimă în acord cu misiunea sa. Ca servicii, sunt serviciile educaționale și programe de socializare pentru copii, servicii de consiliere și instruirea părinților, beneficiarilor direcți, cât și indirecți, oferirea unei mese și a unei gustări zilnic pentru fiecare copil. Centrul de zi oferă îngrijirea copilului pe timpul zilei, dezvoltarea personalității copilului, crearea unei alternative de tip familial, asigurarea unui suport socio-psiho și educațional copilului aflat în dificultate, precum și sprijin și suport socio-material familiilor acestora. Activitatea centrului este evaluarea copiilor, a familiilor acestora, oferirea de terapii specifice, ocupaționale, educaționale, terapia prin mișcare, terapia prin joc, ludoterapia, terapia prin artă, terapia prin muzică, consilierea familială a părinților, inclusiv în activitățile propuse și acordarea unei mese și gustări zilnic, cum spuneam mai devreme. Știm cu toții factorii de risc care sunt la noi în comunitate, absența, chiar neimplicarea familiilor datorită faptului că sunt și părinți plecați la muncă în străinătate, absența relațiilor de vecinătate, lipsa unui loc de muncă, cum spuneam mai devreme și antevorbitorii mei, situația socioeconomică a regiunii. Ca structură de personal, centrul de zi are în componență șef centru, un lucrător social, un educator specializat și un bucătar. În vederea rezolvării, ca și colaboratori, în vederea rezolvării problemelor beneficiarilor direcției, echipa de lucru colaborează cu următoarele instituții locale și județene. Deci, ASPC Bacău, în vederea monitorizării cazurilor existente, școala, în vederea susținerii copiilor astfel încât să nu abandoneze cursurile școlare și să se poată integra în procesul instructiv educativ, biserica, în vederea susținerii morale și materiale a familiilor copiilor beneficiari, medicul de familie, în vederea obținerii de informații privind starea de sănătate, efectuarea de vizite la domiciliile beneficiarilor cu ajutorul asistenților medicali, poliția pentru a ne sprijini la participarea la vizitele domiciliilor beneficiari. Cabinetul de kinetoterapie din comuna
din comună, care se află în satul Scurta, în vederea obținerii unor modele de bună practică, oferim servicii de kinetoterapie pentru un stil de viață sănătos, aflat pe kinetoprofilaxie primară, secundară și terțiară. Ca parteneriate între UAT Orbeni, CSU de zi și Liceul Teoretic Henri Coandă din Bacău, prin Clubul Tinerilor Generația Viitoare, s-a semnat un parteneriat în care s-au derulat următoarele proiecte educaționale. Vrei să fii bun de Crăciun? Fărai din Cedai. Dăruim un zâmbet. Vrei să fii bun de Crăciun și tu poți fi Moș Crăciun? Eu și familia tot ce-mi doresc. Mișcarea este cheia fericirii. Prima dată la mare, în cadrul acestui proiect, un grup de 16 copii beneficiari ai serviciilor oferite în cadrul centrului, însoțiți de părinților și voluntari din comunitate, au participat în perioada 9-11 septembrie 2022 într-o tabără pe litoral la Eforie Nord. Se mai colectează donații de bunuri, respectiv articole de îmbrăcăminte, către familiile nevoiașe. Pe lângă activitate de bază, personalul angajat a mai efectuat următoarele activități. Sprijin și asistență socială pentru persoanele vârstnice. Monitorizarea copiilor, a căror părinți se află la muncă în străinătate, aprovizionarea persoanelor vârstnice, izolate sau carantinate cu alimente și alte produse de necesitate pe toată perioada pandemiei. Participarea la activități de prevenție cu privire la protecția și promovarea drepturilor copilului conform legii 272/2004 republicane. Participarea la anchete sociale împreună cu personalul de specialitate din cadrul compartimentului de asistență socială al UAT Orbeni. Transportul adulților internați la Spitalul Județean Bacău, care nu aveau aparținători, sau copiilor ai căror părinți își exercită cu dificultate rolul parental, cu mașina de serviciu. Participarea la activități pe diverse compartimente din cadrul UAT Orbeni, pe perioada vacanțelor școlare, la compartimentul de arhivă, registru agricol, prestații sociale, la depunerea dosarelor privind ajutorul de încălzire, participarea împreună cu personalul didactic la acțiuni de prevenire a abandonului școlar, vizite la domiciliu și consiliere în vederea diminuării numărului de absențe la cursurile școlare. Distribuirea cardurilor cu privire la achiziționarea de hrană caldă pentru pensionare. Personalul din subordine a mai fost implicat și au efectuat discuri proprii pentru a diminua cheltuielile bugetare. Următoarele lucrări. Executarea lucrărilor la clădire conform scenariului și expertizei tehnice de securitate la incendii în vederea obținerii autorizației de securitate. Vreau să vă spun și să vă informez că centrul de zi a obținut autorizația privind de securitate la incendii din anul 2012. Înlocuirea țelilor din pexal cu sier din propilenă la instalația termică, că era o instalație depășită, erau probleme, am înlocuit-o. Și m-am implicat personal împreună cu echipa din centrul de zi. Executarea noului gard și porțile de acces către drumul județean, igienizarea spațiului interioare și exterioare, întreținere și reparații la autoturismul care este în dotare. În vederea continuării activității, este necesară o expertiză tehnică a clădirii, deoarece prezintă multiple fisuri în fundații, în pereți, necesită înlocuirea acoperișului, un termosistem, că există pierdere de temperatură pentru a crește eficiența energetică, înlocuirea ușilor exterioare, a ferestrelor, deoarece sunt deteriorate. Clădirea, la momentul de față, este în proprietatea Consiliului Județean, se află conform unei hotărâri județene. Noi suntem concesionari ai acestei clădiri. Anul acesta expiră perioada și urmează să facem demersuri în vederea obținerii unei noi perioade sau, nu știu, drept de proprietate, poate îmi face mai mult vis-a-vis de reamenajarea clădirii. Dacă aveți întrebări, vă rog. Domnule director, apreciem ideea și implicarea dumneavoastră ca acest centru de zi să funcționeze și să ofere condiții deosebite copiilor. Dar referirea că e în proprietatea Consiliului Județean,
Era o întrebare mai veche. Rezervele statului am cedat la acea clădire, către Consiliul Județean definitiv. Da. E un lucru bun. Și atunci noi nu avem decât să vă urăm succes, să vă implicați și să o consolidați, să începem soluțiunea finanțării. De moment ce proprietarul este Consiliul Județean, rezervele statului nu are nicio... Nu, era o chestie că nu era accedat la acum ani din urmă, definitiv, se discuta încă dacă renunță la acea clădire rezervorele statului. Din anul 2001 sau 2, când a început proiectul, a renunțat și clădirea este transferată către Consiliul Județean. Vădurile de guvine. Exact, da. O întrebare, dacă vă nu vă supărați, zilnic câți copii își desfășoară activitatea educațională la dumneavoastră în centru? 12, 13, conform autorizației sanitare, pe care ne-a emis-o Direcția Sanitară de Bacău. Având autorizație sanitară determinată de funcționare, toate documentele, toate autorizațiile sunt... Direcțiile sanitare abilitate, ca să desfășurați o activitate acolo, respectul normele igienice sanitare, plus acele normative prin care se aprobă sau se interzice folosirea unor produse alimentare în prepararea hranei copiilor, ordinul la 1563, știți, ca să nu avem probleme pe aici, că vin de Paști, de Crăciun, certificate. De anul nou, în vizită, inspecții, căutăm tot felul de motive și ar fi păcat când sunteți mămâncitor. Au trecut 20 de ani, când sunt acolo și nu au fost probleme. Sper foarte bine. Mai departe, o problemă o semnalez eu. Da. Dacă nu vă supărați, anul trecut sunteți simpatic, sunteți un om muncitor. Mulțumesc. Avem un lacăr pe centrul ăla de zi. Eu mi-aduc aminte Consiliul Local în 2016 a spus așezăm acolo spațiul de joacă și pentru copiii din cartier. V-a fost dificil la început, au fost niște probleme, acum avem camere de la vedere. Sistemul este modern, monitorizabil, plătim mentenanțe, pot fi focalizate cele camere, cu un regulament de funcționare, părinții și copiii să poată intra în această primăvară acolo. Nu mai sunt așa mulți. Nu dă bine la munca dumneavoastră să stați colată cu ora două în loc unde poate fi folosit de toată lumea, așa cum este în municipiul Bacău. Fiecare școală este obligată să dea voie copiilor din zona să folosească bazele sportive sau parcurile mini-mecane așezate în cursurile școlilor. Da, cu mare drag aș... am încercat. Știm cu toții că la început am încercat să facem în așa fel încât toți copiii din zona respectivă să aibă acces în curtea instituției și... Însoțiți de părinți? Însoțiți de părinți, nu mai știu, că eu în weekend nu pot să stau la centru de zi. Am și eu un program. Sigur. După toată povestea asta, ne-am trezit cu valva de la gaz distrusă. Camera de la vedere era pe acolo pe ea? Avem sistem de monitorizare, trebuie să vă ajutăm. Sistem propriu nu există. Pasnic nu există. Sigiliul de pe ferida de branșament a fost mors. Eu am fost chemat la IRE, la EON, să dau explicații cu privire la acel sigiliu. Și mi-a zis, domnule, dumneata, atât timp cât răspuns de instituție, nu ne interesează pe noi că dumneata pleci la ora 16 și rămâne instituția fără pață. Răspuns de tot ce este acolo. Și a trebuit să... Am înțeles. Închidem oarecum, să asigurăm perimetrul. Păi, dar acum, din punct de vedere monitorizare, dumneavoastră sunteți ajutat de sistemul ăsta local de monitorizare pe care l-aveam la nivelul administrației publice locale? Adică după atâtea evenimente, ați făcut o sesizare către administrația publică locală să focalizăm și noi, din patru camere acolo, cât sunt necesare. Vă dați seama, acolo nu s-au jucat copiii la bana aia de gaz. Deci noi știm povestea cu toată această dispută cu copiii. Mai ales la parte sesizări, din partea cetățenilor. De acord cu dumneavoastră. În urma celor întâmplate, am găsit ca soluție să închidem centrul în afara orelor de program. În timpul orelor de program poate să vină orice copil să folosească spațiul de joacă. Și mi se pare mai corect, există spațiul public de joacă și acolo poți să meargă la orice oră să folosească. Sunt la 5 km un copil mic de tocmai încercul satului. Din păcat că l-am înființat cu scopul direct de a fi folosit non-stop. Iar noi, copilul local, trebuie să vă oferim tot sprijinul necesar să fie deschis tot timpul. Pentru care eu propun, domnule secretar de
ședință, domnule secretar general, să supuneți la vot, nu acum, într-o altă ședință, deschiderea porților către copii. La acel centru de zi, nu este nici al meu, nici al noi, al comunității. Dacă sunteți deranjat, tot sprijinul din partea noastră, să nu fiți lăsat de unul singur acolo, să vă certați. Că dumneavoastră reparați și mașina de serviciu, mai și studiați, mai face poate. Trebuie să venim și noi să vă ajutăm. Vă lăsăm singur acolo, mâine, păi ne vă trezim cu veri prin... Încercăm, încercăm să ne răspodărim în așa fel încât să cheltuim cât mai puțin bani cu voi. Iar pe cine să devină partenerii dumneavoastră, prietenii, paznicii dumneavoastră? Ar fi super. Mulțumim, domnule. Dar asta cu o precizare, că văd că lucrurile sunt o problemă de direcție. Deci porțile la centru de zi, în momentul când s-au constatat anumite lucruri, pe care nu le dorește nimeni. Ba, geamul sparte, am înțeles, uși forțate. Lucrurile astea au luat măsura ca în centru de zi, fiind o instituție publică, în afara lucrurilor de program, ca orice instituție publică, porțile și calea de acces să fie asigurat. Am avut, pentru că în momentul în care se duceau copiii acolo, se duceau neînsoțiți de părinți. Deci, verificând ce s-a întâmplat acolo, s-a constatat că se duceau unii copii acolo, și nefiind supravegheați, făceau ce făceau. Când se duceau luni la serviciu oamenii de la centru, găseau, nu știu cât de pun de semințe, plastice, bidoane și alte lucruri aruncate pe acolo, consumau ce consumau, țigări și multe alte lucruri. În ideea în care noi ne doream ca acel spațiu de joacă să fie benefic și pentru copiii din zonă, găsind anumite lucruri pe care nu știu dacă cineva din dumneavoastră și ar fi dorit să le găsească, s-a luat măsura asta. Am avut după care câteva runde de discuții și cu părinții din zonă și am considerat că este normal ca un copil lăsat nesupravegheat nu are ce căuta într-un astfel spațiu de joacă. Pe lângă faptul că e și periculos, creează și multe alte lucruri pentru că sunt copii scăpați sub control care fac ceea ce fac acolo. Drept dovadă și e ca o pediață, efectului lucrurile care s-au întâmplat acolo. Oricâtă bunăvoință am avea, lăsând deoparte aspectele electorale pe care vreți să le duci, zona în care vreți să le duci, cred că totuși o instituție nu, publică... Nu, acolo votează copiii. Acolo votează inițial proiect de da, știu, știu. Folosi... Nu trebuie să intrăm în detalii, că simțim subiectul. Așa e perioada. Deci, da, spațiul dintr-o instituție publică trebuie să respecte niște reguli. Adică cel care pătrunde acolo trebuie să respecte niște reguli, trebuie să fim foarte clar. Domnul primar, cetățeanul nostru, noi trebuie să ridicăm cu școala, cu biserica, cu poliția. Să închiți. Dacă este needucat, nu are ce căuta acolo. Nu înseamnă că nu-i face treaba. Nu se vede ca pe acest convent cum a venit să fie civilizați. După care, centrul, ca și la ora actuală, este deschis tuturor celor care doresc să-și petreacă oarecum timpul liber acolo. Este sistemul ăsta de monitorizare în comună. Chiar nu prea puse două camere ochipele la cea ce am găsit. Este pe domeniul public. Camerii doar vedeți, ar trebui ca să vedem o de securitate asigurată exact în perimetrul în care există acel centru. Mai să poate fi constrânsă, educată... Păi, drept dovadă, pentru că acele camere ne-au fost de folos de a-mi depista cine și cum au făcut ce au făcut acolo. Și ca pedeapsă, firește că cei care au făcut lucrurile alea li s-au mai interzis într-o vreme să mai pătrundă în acel spațiu. Și nu mai spun un lucru pe care nu-i bine să-l ținem sub preș, pentru că sunt acolo familii care sunt în conflict și de acolo pleca toată treaba. Și lăsăm să se bată masculii de acum. Nu-i treaba noastră că se bat sau nu se bat. Pe care copiii nu au. Copiii au să se bată. Se doamnă matul. Păi de aici au plecat toate. De ce nu înțelegi? Noi trebuie să fim mediatori. Să-i convinge pe acel lucru. Păi te-am vrea să-i mediez și să vorbești cu ei, să nu se mai comporte altfel decât adulții, da? Mă scuzea, domnule primar. Acolo, cele două familii, nu singura lor dispută parcul din centru de zi. Acolo ajunge și DSP-ul când se... Mă rog, se reclamă. Nu trebuie să detaliez noi ce probleme au ei. Dar, deci eu conflict care nu s-a nu pot intra din partea altor persoane din cartier de acolo, nici din
partea celor două situații conflictuale. Încercăm care au zis, eu n-am nicio treabă cu cea, dar copiii mei vor să-i sunt acolo și nu pot. Încercăm însoțit întotdeauna de acea familie. Da, și veneau și părinții și lăsau, cum spunea domnul primar mai devreme, lăsau seminții, sticle, peturi, acolo era terasă de bar, nu era centru de zi. Și vrei luni dimineață? Nu faci părinții. Și părinește copiii dorul ăsta de joacă numai în afara orilor de program. Și vin cu chestia să joacă și până la ora 4 când e program. După aia fac și eu pauză, că dar și joc ca să nu mai rog. Așa de izbele și tot așa mai departe. Da, da, și tot în spațiu de acolo. Am și eu, mi-am lămurit din care. Nu chiar în spațiu public. E un spațiu mai mult cu caracter public. Dar folosirea obiectelor din jurul centrului. Au cu prioritate destinația celor de acolo, că sunt copii cu probleme, ca sunt în diverse activități care le fac. Exact, exact. Că am zis noi să fim mai larg la suflet, bă, poate să mai bine, ca să mai bine până în centru, poate să mai ducă și pe acolo, nu știu cine. Am încercat. Dacă nu se poate, nu se poate, trebuie să înțeleagă. Dar vreau să mă joc până la ora 4, vreau să mă joc după ora 4, că atunci îi cheamă. E o chestie de la nouă, cu o atmosferă deosebită să ieși cu copii. E și o chestie care ține de educație. Am mă joc pentru după un problem. Păi nu sunt concetățenii noștri, nu noi trebuie să-i alcanți, dar îi educăm împreună. Dar nu se joacă un non-stop. Și cu joacă asta, are un rost ce. Păi asta din centru înseamnă că la prima clasă, la 4, îi ghidești pe asta? De lângă casa parohială, ce ai să întâmplă niște trăzări? Sau până la lăsa comunalul mare? Nu ghidem și cu ăsta, că asta e soluția. Dacă au dărâmată, nu ghidem, punem altă. Nu sunt de acolo. Da, una cu alta. Păi nu, păi e tot spațiu public. Pentru copii. Bun, mulțumim, domnule. Am extras din raportul nostru faptul cu clădirea în sine. Este programul Consiliului Județean. Și vreau să știu dacă tot ați identificat anumite chestiuni legate de fisuri, pereți, geamuri, acoperiș schimbat. Dacă ați făcut un memoriu și pentru Consiliul Județean, este? Da. Adică, orice lucrare care se face acolo, zi, da. E nevoie de acordul proprietarului. Și ei, asta nu se... Și mă scuzați, ei anual vin și fac o evaluare, inclusiv în momentul în care va reinventariere, fac o cercetare a clădirii, evaluează și transmit mai departe. Dar există și memorie de schimbări. Deci orice intervenție nu s-o putem face decât cu acordul. Cu acordul lor. Fiind proprietar, trebuie să-i cerem acolo. Ei aș trebui să financeze lucrarea respectivă. Nu sunt obligați. Ca proprietar? Nu. Da. Au obligația, Ioane, atenție la ce vorbești. Au obligația să finanțe. Totul se rezumă la, la posibilități bugetare. Am avut discuții, de exemplu, și cu gazul. Am avut o corespondență cu Vasile Județean și din lipsă de finanțare am suportat noi bugetul local, raportul, cu acordul lor. Sunt utilități. Da, dar ce ține de reparații? Da, cu utilitățile, pentru că e investiții care o faci într-un obiectiv care nu ești un proprietar. Singurul care ne avantajează că sunt copiii noștri și spațiu care, mă rog, noi îl gestionăm administrăm acolo. Acum sunt de versuri și merge pe două variante. Ori să prelungim contractul, ori să, dacă există o astfel de posibilitate, să fie transferat către proprietate către Consiliul Local. Vom vedea ce se întâmplă. Mulțumesc. Trecem la punctul 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 28.12.2023. Dacă sunt intervenții la... Dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă? Abținere? Punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local al Comunii Orbeni pe trimestrul al 4-lea 2023, inițiator primar Popa Costache. Deci, ca să analizat în ședință de pe comisii materiale pe care fac obiectul concluit de pe ordinea de zi. Și aș vrea să vă întreb, ca să nu mai dau citire tuturor cifrelor și asta, dacă sunt obiecții sau întrebări din partea dumneavoastră. E vorba de execuția bugetară la trimestrul 4 din anul 2023. Eu am întrebare, dar dacă fiind ultimul trimestru
executat în bugetul de 2023 pe care nu l-am votat, din păcate nici de data aceasta nu pot să plătesc, dar totuși am o întrebare ca o continuare a interpelării pe sfârșit de an pe care v-am adresat-o referitoare la sumele economisite din indemnizațiile consilierilor, pe care ați spus-o verbal că ar fi undeva la 1.900 de lei. Da. Către ce domeniu ați redirecționat-o pe sfârșit de exercițiu bugetar? Ca idei, să știm și noi... Deci, după cum bine știți, în ultima lună, numai exact ca anului, majoritatea, dacă nu 99% din sumele care au fost reașezate, repoziționate în buget, s-au dus către investiții, către alimentarea cu apă. Nu ascult. Cu procurant, către poțul de apă, s-au dus toate rămășițele care au rămas? Nu pot să spun că toate, că mai sunt. Să lucrează acum la închiderea definitivă și să vedem care ar fi excedentul. Că au mai rămas sume de bani care nu puteam să mergem chiar leu pe leu. Dar sumele care am estimat noi că la vremea aceea ne erau, erau ca și un surplus către anumite cheltuieli prognozate și pe care nu am reușit din diverse, eu știu ce motive, să le putem cheltui. Dar accentul a pus pe ceea ce înseamnă investiții. Domnul Popa. Nicol, putem trece și la punctul 3, o întrebare ca să fiu mai rapid, domnul primar. Spuneți acolo pregătorii privind aprobarea la acoperirii deficitului secțiunii de dezvoltare. Ținând cont că ați deschis subiectul despre cursul forat, zona școlii generale Nord-Crei Scurta, la această dată ne puteți spune, scriptic, câte credite bugetare au fost îndreptate către lucrare, câte mai sunt? 30 ceva de miliarde. 30 ceva de miliarde. În jur de 20 de miliarde, dar mai fi de folos. Da, stadiul lucrărilor depășesc stadiul plăților. Adică să nu rămânem în urmă cu plățile. Plățile, realizarea lucrărilor în teren. Nu e vorba de plăți nici suplimentare, nici în avans. Da, suplimentare nu avem de unde. Mă refer suplimentar față de lucrări executate. Nu, nu, ele sunt la nivelul lucrărilor executate, în funcție de situații de lucrări care au fost depuse. Și atât. Și ca și realizare, sunt jur de 32 de miliarde, dacă nu greșesc, plăți efectuate, din totalul de 5 milioane și 50 ceva de miliarde. În jur de 20 de miliarde, trebuie să verificăm exact. Și cum avem în calcul dirijinii de șantier, mai avem taxele către ISC, care urmează a fi achitate la finalul lucrării. Sunt jur de 20 de miliarde. Lucrarea și plata anului viitor, ăsta, de fapt, bugetat, doar că sunt cuminți. Dacă ne ajută Dumnezeu, nu-i vorbați că suntem să nu cuvinți și lucrurile raportat și la vreme, că în momentul ăsta din decembrie, ianuarie, s-a închis lumea fără să facă niciun fel de activități în zonă, pentru că nu a permis vremea, așa că el este închis. Dacă permite vremea, eu cred că până în vară, iunie, iulie, se închide absolut tot. Dacă permite vremea și drumul îi dă voie să urcăm cu ceea ce înseamnă betoane pentru construcția suportului de bazin. Bazinul este cumpărat și este în custodie. Avem material de toate. În cel mai scurt timp putem da drumul la apă în sat ca să putem asigura oamenii cu apă, urmând ca celelalte lucrări pentru finalizare să mai dureze, eu știu, o lună, două, pentru zidul de sprijin și ce mai trebuie să putem acolo, ca să punem în siguranță tot ce înseamnă rezervă. Toată gospodăria de apă, că așa o să se cheme, au toate zgrămadă acolo. Sper în vara asta să închidem în primele două trimestre, să închidem lucrarea, să o recepționăm. La alți furnizori închidem anul fără datorii? Nu avem datorii la niciunul dintre furnizori, din câte știu și din câte se prezintă lucrurile. Suntem la zi cu tot ce înseamnă, mai puțin investițiile care sunt multe anuale. Dar astea curente, de zi cu zi, nu. Fiindcă toți vorbim de capitolul apă. Păi hai să facem un lucru ca să ne înțelegem dacă tot discutăm, să nu repet fenomenul. Discutăm două proiecte de ordine de zi în momentul ăsta. Deci recuperarea, reîntregirea excedentului e o practică care se face din punct de vedere contabilicește în fiecare an, să reîntregește fondul care a fost cheltuit pe secțiunea de dezvoltare. Asta e procedura și astea sunt regulile. Și asta așa am și procedat. Mai sunt întrebări pentru punctul 2 și 3? Va trebui
votat separat. Nu are rost să vorbesc în Crucișa, să se repete în fenomen. Atunci, supunem la vot. Deci problema este, referitor la punctul numărul 2 al ordinii de zi, da? Care ne face referire la execuția bugetului de venituri și cheltuieli la 31 decembrie 2023, iar spre proiectul numărul 4, da? Nu, 3, da, care face obiectul acoperirea definitivă a excedentului, care a fost cheltuit pe parcursul anului. Trecem la vot pentru punctul numărul 2. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Abținere. Trecem la vot punctul numărul 3. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Abțineri. Trecem la punctul numărul 4. Proiect de hotărâri privind aprobarea stelei școlare la nivelul OATC Orbeni pentru anul 2024-2025. Inițiator primar Tom Vagostache. Revin, a studiat și materialul ăsta, a văzut cam care ar fi rețeaua școlară în perioada 2023-2024, dacă la asta, 2024-2025. Dacă sunt obiecte, sau sunt întrebări. Întrebări. Dacă tot a trecut în revistă, nu le mai vedem. Dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă? Abține? Punctul numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de măsuri ce vizează îmbunătățirea activității de gospodărire și înfrumusețarea comunei Orbeni, a obligațiilor și responsabilităților care revin instituțiilor publice, agențiilor economice, cetățenilor pentru buna gospodărie a comunei Orbeni și respectarea condițiilor de mediu, precum și stabilirea sancțiunilor. Inițiator primar Bova Costache. Și aici aș putea să... O parte din legat de subiectul s-a mai discutat și la început, în momentul ce a prezentat doamna Tălăcaru materialul vis-a-vis de activitatea de asistență socială. Mai discutat câteva și cu subiectul ăsta. Dacă dumneavoastră veniți cu alte propuneri sau cu ce variante în urma, bănesc că a studiat, ați văzut despre ce e vorba, minima sunt cam aceleași lucruri, cu mici îmbunătățiri pe aici pe acolo. Important e că hârtia suportă orice, important e, cum am spus, să ne facem noi treaba raportat la nevoile care le cere comună. Și eu cred așa în linii mari, n-aș putea să spun eu acum că sunt mulțumit 100% de ceea ce am făcut. Nici n-am cum să o fac și nici cred că nici merg dintre dumneavoastră. Nu putem spune că suntem foarte mulțumiți de tot ce facem noi. Dar ne străduim ca prin ceea ce facem, prin acțiunile pe care noi le desfășurăm, cu angajații primăriei, cu colegii noștri care avem ca și muncitori, cu utilajele din dotare, cu beneficiarii mai vechi, cu VMG-ul mai nou, VMI-ul, să ne facem treaba și să și comuna asta să arate, zicem noi, mult mai bine de la o zi la alta. Numai că firește, găsim, ne întoarcem mereu, nu știu cum, patinăm așa în loc parcă. Ca să arate comuna bine, în primul rând trebuie să fie o comună curată. O comună curată nu se poate păstra decât de fiecare dintre noi. Să nu mai aruncăm fel și fel de deșeuri pe oriunde ne pică la îndemână, să nu mai depozităm gunoaie în alte locuri decât cele care sunt, eu știu, stabilite de comun acord. Mai ales, ca și noutate, și știți și dumneavoastră foarte bine, că până la urmă curățenia, regulamentul ăsta este pentru înfrumusețarea și, de zicem noi, modernizarea, să ținem comuna asta sub control, să arate bine. Totul depinde ce ține de noi. Am încercat și cu cei de la Romprest să distribuim saci la fiecare poartă și să-i punem la ca și să informăm pe oameni că materialele reciclabile, care înseamnă plastice, cartoane, fiare sau altele, sunt ridicate de la poartă. Deci omul numai trebuie să le pună în sac și odată pe lună, când vine mașina, să și le poată ridica. La fel și cu gunoiul menajer. Facem eforturi în fiecare săptămână, aproape joi de joi, să mergem prin sat, că atunci când să însoțim mașina mai exact, de la Rompres, care ridică gunoaiele, și spre surprinderea mea plăcută, și nu numai a mea, și a celor de la Rompres, e că au început să scadă chiar foarte mult
cantitățile de gunoi care pleacă, cu nemulțumirea unora. Primim și astfel de mesaje sau telefoane, doamne că nu mi-au luat gunoiul de la poartă, dar oamenii noștri merg în teren și acolo unde vede, în afară de gunoi menajer, un plastic. Nu cred că e datoria lor să selecteze din pubela celui de la poartă, nu. Respectiva pubelă rămâne acolo, în sarcina omului, ca pentru următoarea săptămână, să-l poată recicla, să-l poată selecta, ca mașina de gunoi când ajunge la poartă să ia ceea ce trebuie. Și am început de la două curse pe zi, cred că avem mai bine de o lună de zile, dacă nu, de prin noiembrie, decembrie, de când tot ne străduim, să pleacă o cursă, pleacă și cu o tonă, pleacă și cu trei, dar e o muncă, să nu zic titanică, este o muncă, și prin mulții ne mulțumește când îi spui ce trebuie să îi spui și ce ar trebui să facă, să uite la tine ca la parcă văzut atunci pentru prima dată nu știu ce lucruri. Media s-a vorbit de 10 tone, ca și scădere. Deci da. Mai mult decât semnificativ. Și de la Bacău se vede, văd eforturile trecând ziua prin țară, văd... În condițiile în care ar fi odată cu 6.850.000. În special bătrânii satului ca să recepim... Ai o astfel de eforturi. Cădere de la... Nu știu ce cantități, mi-a venit de două ori mașina 33-35 de tone. Și ajung la 6 tone, 3 tone, și, ca să cobor dintr-o dată la 10 tone, într-o lună de zile, eu zic că totuși da, este... Am înțeles că satul... Dar sunt oameni, ca să nu le zic obraznici, sunt oameni care au... Obraznici, nu pot să le spun eu acum, ca să nu folosesc termene, că... Vezi, Doamne, nu vreau să jignesc pe nimeni. Dar dacă nu facem un minim de efort, oricâți oameni ar avea noi pe zona de socială, oricâți angajați ar avea, oricâte utilaje am avea, nu să ajunge la un rezultat care, de fapt, așteptăm cu la nivel de teorie, toți avem dreptate și toți suntem foarte ok. Ei, practica uneori ne omoară. Dar încercăm să putem face cât putem, că nu putem acum să răsturnăm noi munții, dar apelăm permanent. Și v-am zis, primi telefoane, mesaje când noi, și când îi spui și a rugat-o, faceți poze și spui, acu-i pubela. Ia lui Popa și uite ce are în ea. Ca în momentul când omul se sesizează, să-i trimit poza înapoi și să vadă că acolo are și plastice, are și cartoane, numai cu noi menajer nu are. Eu știu că unele lucruri duc într-o anumită direcție, dar n-am ce să le fac și până nu se întâmplă ca fiecare să ne adaptăm noilor condiții, nu se poate. Primăvara strângem câte 500-600 de saci de plastice de pe părările astea și te întrebi ce fac un ajutor social. Oare oamenii au o vină blestemat să facă treaba asta pentru ce? Când putem să-i folosim la alte lucruri. Care să se vadă că rezultatul aia nu se vede nimic, nu se vede nimic, decât ce să se vadă. Vine mediul și trebuie să mă ducă și mi-arată zonele, da? Zonele pline de gunoaie. Saci aruncați și sunt oameni, nu zic că puteam să confiscăm și mașini și astea. Păi vezi cum o ia sacul din mașină și îl aruncă, frate, unul peste pod. Păi avem peste... un la capătul podului, acum, ori dimineața. Ei, poftim, gunoiul ăla, cine, și cine e vinovat? Primarul, primarul e vinovat, nu? Că nu știu, e sacul ăla acolo. Noi încercăm și pe camere, supraveghem, vedem în zonele unde găsim anumite lucruri și ne ducem până într-acolo când și-l depistăm. Și ne ducem și vorbim cu omul, prima dată de la obraz. V-am zis că puteam, eram în stare într-o zi, să putem anunța gardă de mediu, să confiscăm un auto din asta, utilitar. Și s-a dus omul și-a făcut curat acolo, dar nu-i corect. Nu-i corect. Iar dincoace, ca și celelalte activități, se lucrează atât cu utilajul din dotare, cât și cu oamenii noștri, încercăm să facem comuna să arate bine. Însă șansoară, dacă pe Orbeni s-au curățat toate șanțurile, s-au făcut intervenții, au rămas scurtă să se facă și în primăvara asta, de dezăpăzire nu mai vorbesc. Și apropo de dezăpăzire, să nu crezi, nemulțumiți sunt, permanent sunt vege. Dar vreau să vă spun cu toată sinceritatea că s-a lucrat non-stop ca drumurile și străzile din comuna Orbeni să poată fi circulate. Dar să nu uităm de acei șoferi nemulțumiți care, în momentul când era zăpada de jumătate de metru, aveau cauciucuri de vară. Și aia-s nemulțumiți. Și-a trimit mesaj de unde, dar n-ai putut să pui o roabă din nisip de nu știu ce pantă. Și era trei noaptea și noi eram da? Eram pe cât, pe toate drumurile, da? Eram împrășteați cu toții. Și am lucrat cot la cot cu oamenii. N-am stat acasă și prin telefon să-i dirigez. Și cred că ați observat lucrul ăsta. Și ce părere să ai despre omul ăla care circulă prin zăpada de jumătate de metru cu cauciucuri de vară
Și nu-ți mai spun de obligațiile care le avem noi în mașină și cred că niciunul dintre noi nu are lopată, lanțuri și toate astea. Intră și în obligațiile astea. Nu aștept să mă apine mers și asfaltul negru dimineața. Nu există, nu se poate, nicăieri. În lumea asta n-am văzut. Dar pot să vă asigur de un singur lucru, că dimineața la ora 8, toată lumea care, sau la 7, când au plecat de acasă, au găsit drumurile desfundate. Când a trecut dimineața, a deschis poarta să vă duceți la o pâine. Sau unde aveți treabă, pârtia era făcută. Dacă tot vrem să cumpărăm, nici nu se iese casă, nu se iese cu mașina. Ați observat? Nici drumurile județene n-au fost pe vreme de viscol, da? Nu, dar noi am făcut eforturi și am făcut eforturi mine, doar cu consum de motorină, ca drumurile să poată s-o patrula permanent. Și să mai mulțumim și unor cetățeni care au participat cu utilajele lor personale, au ajutat comunitatea. Am apelat la ei și ne-au ajutat. Adică i-am văzut pe drum și am văzut da, pentru că oamenii au văzut că și m-am dus cu utilajul personal, da? Pentru că ghinionul, ca să nu zic al cui, e că în perioada aia Buldo a căzut sonda de la Blu, până am dat comandă înainte de Crăciun, a venit în ianuarie, ăla la altul tractor, în timp ce își făcea treaba, s-a rupt cardanul, l-am găsit când mai făceam pârtii prin zăpadă. Aici, la Trăgui, prin zona aia, pe acolo, la Trăgui. Și oamenii când m-au văzut pe mine că am lucrat tractorul și am plecat să fac pârtii, m-au sunat și ai nevoie de ajutor, vin și eu. Și în cazul ăsta am putut nominaliza și pe Costel Dunava, să-i mulțumesc și domnului Șerban că m-a ajutat de a desfunda drumul la Scurta. Da. Damian, Nelu, cine mai fost? Moraru, cum îl cheamă, dar au fost cu tractorul pe Costel Dunava. Ne-a făcut două sorbete. Da. Că nu mai reușeam. Deci s-a lucrat non-stop. Ca să nu vă mai spun că am stat într-o noapte 5 ore în zăpadă, pur și simplu. Am rămas pur și simplu în zăpadă. Să-i mulțumesc Sorin Gălățeanu că a venit la ora 3 dimineață și m-a scos de acolo. Dar lui Sorin Gălățeanu îi mulțumesc prin 2016, că mereu participă. Cum? Lui Sorin Gălățeanu îi mulțumesc prin 2016, că tot sunt prin oameni care sunt prezenți în tot ce înseamnă nevoile și problemele care apar într-o comunitate. Da? Hai că nu mai vreau să mai vorbesc de alte lucruri, că nu știu dacă ajută la ceva sau nu ajută. Și nu vreau să mă plâng. O facem cu drag, o facem cu plăcere, o facem că trebuie să o facem. Nu ne împinge nimeni de la spate. Nu m-a împins nimeni să mă strâng la tractorul, că puteam foarte bine, având în vedere utilajele, erau trase pe dreapta, că așa a fost ghinion, s-a întâmplat tocmai atunci și nu putem să le... De sărbători nu lucra nimeni ca să le aduce piața respectivă. Puteam să fac un contract cu nu știu ce societate și să risipesc câteva sute de milioane pentru. Da? Așa noi cu 100, 200 sau 300 de litri de motorină, nu mai știu cât s-au consumat, am rezolvat problemele și ați observat că se întâmplă numai vineri, sâmbătă, duminică. Nu mai vorbesc de timpul liber al oamenilor care au lucrat și au fost implicați efectiv și au fost prezenți în toate activitățile astea. Mai sunt alte întrebări? Dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă? Abținere. Cu abținere, pentru că se poate și mai bine. Vă încurajez. 5.6. Proiect de hotărâri privind aprobarea planului de acțiune. Nu, da, proiect de hotărâri privind aprobarea planului de acțiune lucrări de interes local pentru anul 2024 de partizării orelor de muncă prestate lunar de către persoanele apte de muncă din familia beneficiară devenind minim de incluziune pentru persoanele condamnate penal și obligate să presteze o muncă neremunerată în folosul comunității, dar și pentru persoanele sancționate să presteze o muncă în folosul comunității pentru anumite fapte ce constituie contravenții. Inițiator primar Popa Costache. Da, punctul ăsta de pe ordinea de zi l-aș lega și cel anterior care treabă cu regulamentul și cu frumusețarea comunii. Sunt într-adevăr cazuri și de la probațiune care, prin natura faptelor sale, au fost condamnați la ore în folosul comunității. Sunt care își fac treaba, mai sunt care nu vin. Chiar zilele astea am transmis o adresă către cei de la probațiune. Pentru că invocă fie o fel de motive, dar nu vine la treabă. Și atunci eu adică promite că vine la treabă, ca să putem realiza nu știu ce lucruri care le avem noi de realizat, dar nu mai vine. Și ca atare am fost nevoie să procedăm și în felul ăsta, pentru că trebuie să dăm un exemplu, că nu se poate, să vedem ce o să întâmple. Iar în rest, ceilalți își fac treaba, raportat la numărul de ore care le au, raportat la ce spuneai și făcut să știu o medie. Deja mie de aia duce la nu știu ce, dar sunt foarte multe dosare
care beneficiarul respectivului dosar nu are de făcut ore de muncă. Fie sunt familii cu copii care au copii în îngrijire și nu fac, sunt bătrâni, sunt pensionari care nu fac ore. Orele de muncă sunt calculate, raportat la veniturile pe care le are fiecare, prin diferență cu ce stabilă din totul. Care de la câte 100 de lei și are făcut 10 ore, 5 ore. Și în raport de numărul membrilor de familie. Da, da, vezi că n-ai precizat lucrul ăsta la început. Și s-o consemnat aici că ai făcut 25, 126, 25 de ore, păi puteam să acoperi, făceam cu 26 de dosare înseamnă ori încă un beneficiar minim. Venitul minim garantat sau s-a integrat acum, sunt, se dă pe familie. Sunt dacă familia mulți, reformată majoritatea copii, sau parte din ei, lasă-mă să întâmplă ce am de spus, e 3,170 sunt scutiți medical de efortul fizic și așa mai departe. Erau 20. Nu știu acum cifrele pentru fiecare categorie. Să avem 80 de flăcări, dar vreau să spun un lucru. Cu toate că poate ne mulțumesc pe unii sau alții, dar m-aș întreba oare ce aș face dacă noi am avea pe acești beneficiari de ajutor social? Cu cine ai face treaba? Că nu poți să faci treaba doar cu utilaj. Păi ăștia nefiind în ajutor social, ar fi angajați. Ar fi oameni mai gospodari. Ar veni taxe și nu poți să-i din munca lor la bugetul local. Am mai angajat un grup de excavatorist, am mai avea un utilaj. Și am fi mai fericit. O comună prosperă, bogată care tăciune. Să spunem că avem ceva de asistență specială, nu m-aș rușina. Sunt populii care au 3-4 ajutoare sociale. La un început din 2001, de când a apărut legea 416 venitul minim garantat, să li se spună, la muncă, la muncă, la muncă, vezi că mai bine ușor să vorbești. Fără să fii implicat în toată povestea asta. Dar nici domnul primar că am fost implicat și am văzut cum gândesc. Băi, că ai văzut pe ei cum gândesc că e una. Și de ce atâta vreme cât ai fost, n-ai măcar, să zicem așa, să fie înjumătățit numărul de dosare de beneficiari? Au muncit frumos și au vrut să arate lumii că ei sunt harnici. Li s-a dat o șansă să demonstreze că ei nu sunt asistat social fugind de muncă. Băi, au venit și de 80 acum și cu ei contrar celor afirmate mai devreme. Una, eu am spus, apară la muncă. Apar. Nu prea sunt apar. Și excepții. Hai să nu fim acum absurd și să credem că 100% vezi, Doamne, și face treaba. Dar mai sunt atenționați cu faptul că le vor să vor suspenda dosarele și vin la treabă. Și vin. Adică eu, într-un oarecare fel, aș putea să spun că sunt mulțumit de ceea ce înseamnă activitatea lor, atât cât se poate spune. Dar n-aș vrea să mă compar cu Răcăciune, dacă ar fi să o iau să facem niște rapoarte de comparare, eu cred că suntem totuși niște pași în plus față de ceea ce se întâmplă și la Răcăciune. Și noi trebuie să ne comparăm cu noi, nu cu alții. Pentru că ei au alte posibilități, sunt alte... Vreau și noi metode de bună practică de la comune deosebite, care sunt parfum. În spațiu verde, locușețe. M-aș mira. Sunt comune. Mă rog. Mă rog, supunem la vot cine este pentru, împotrivă, abținere. O abținere ca să concurateze să poate mai bine. Trecem la punctul următor. Ce mă uimește așa, cum vin, hai să le zic, minunatele astea de alegeri, cum nu vine pofta de lucru, domnul cum nu vine primar, pofta de treabă. Domnul primar, am avut discuții de astea constructive de în 2016. Nu puteți să mă acuzați că acum am apucat de dar nu eu acuzații, dar se întâmplă așa, eu la aer. În anul ăsta electoral, venim și noi cu idei să facem lucruri mai frumos în comună. Știți că la noi, în campanie electorală, trebuie asfaltul sosește, finanțial de sporesc. De la etajul, dacă ar fi campanie electorală de la etajul 7 din oraș, ca să vezi cum se desfășoară activitatea în Orbeni, e o mare diferență. Una e să mă urc în mașină și să plec la ora 3 să vin a doua zi, și alta e să fiu prezent 24 din 24 ore să vezi cum se face treaba. Aș mai spun un lucru. Poate știți sau nu știți. Avem o săptămână de când tot sondăm dealul Orbeni cu o mare problemă. Da. Nu mai curge apa în scurtă. Vichy, în octombrie 2016 s-a întâmplat minunea. Știți, v-am zis, domn primar, tu... Nu vreau să acuz să fiu înțeles, dar știi că se lucrează non-stop pe subiectul ăsta? Știi că întreabă unul din oamenii de bază care face treabă, este prezent azi, că am vrut să plece acolo, dar zic, vină la ședință, că e mai bine să fii mai, că restul lucrează în deal. Și avem ajutor și extern și asta, bine, fără cheltuieli, nu judecare. Problema nu e proiectul în sine. Am constatat un lucru. Problema este calitatea apei.
Ei, calitatea apei creează problemele astea. Pentru că are multe, multe impurități pe care noi le vedem, nu le vedem și așa mai departe. Și creează probleme de genul. S-a lucrat și vineri, s-a lucrat și sâmbătă, s-a lucrat și duminică, s-a lucrat și luni. Și în marți, și aseară, la ora 5, am plecat de acolo. Știi ce înseamnă să stai o zi întreagă? N-am vrut să public nimic și nici n-am de gând să o fac. Dar am trimis la câțiva colegi imagini cu ceea ce se întâmplă acolo. Ai văzut, domnul secretar, da? Ați văzut ce volum de muncă și ce condiții, în ce condiții să lucra? Ai fost în vârful de ală să vezi cum e vremea? Domnul primar, în 2016 s-a întâmplat în toamna aceeași poveste. Atunci s-a lăsat de către mine niște referate prin care se solicita soluționarea pe viitor acestei sincope. Țeavă, de colire, plus aibisitorul de la coloana principală care domnul Airene ne-a așteptat toată toamna să încercuim zona pentru a nu a o astupa cu pământ. Aerisitorul ăla a dus în timpul la defecțiunea de la pompa de apă. Acolo, dacă dumneavoastră acum am uitat din 2016, intervenim, lipim țeava înapoi, fără a face o gură de vizitare, de purjare, pur și simplu, ca primăvara și toamna, să purjăm fierul, manganul și calcarul care se adună în aia 500 de metri până la bazin, vom avea la 3, 4 sau 7 ani aceeași problemă, că noi ne-am nimerit acum iarna să nu luăm cont de ce se poate întâmpla acolo, să le rezolvăm vara și primăvara. Vreau să spun un lucru. Nu liber să face treaba asta. Dacă spun ieri că s-au lucrat cu tuburi de oxigen cu presiune de la 7-9 bari, și nu reușim să împingem acele lucruri. Dacă făceam asta vara, an de an, s-au făcut în fiecare an. Nu s-a făcut. Dar sunt lucruri care s-au lipit de țeava aia și nu pleacă nici nu știu cum, în ce condiții pleacă. Domnul, ați adus echipaj special pentru acolo aceea țeavă în 2000. O fost și ce o fost și cu presiune și cât de greu și-o dat drumul. Mai ales iar acum a pătat. Nu doresc nimănui să spun. Dar eu nu doresc așa ceva, nici n-am comentat și știam. Cum să te bucur de necațul ăsta care pleca pe dumneavoastră acum? Nu, nu e o problemă. Și pe poporul care n-a să o rezolvăm. Am discutat cu oameni, sunt înțelegători, astfel să curgă apa. Șaseare am dat drumul, dar cu un debit foarte mic. Abia au reușit să treacă dealul, împingându-l pe o pompă care împingea la 7-9 bani, ca să poți să creezi acel vid. Vid sau ce Dumnezeu era acolo. Se poate cobor avansat, dar în principiu era furtunul din Bucurăi. Dacă ne-am tras-o să plece, uite că n-a plecat. Și asta pare că primim vești din deal, că tot mă uitam pe telefon și am mai transmis pe aici pe acolo, se pare că s-ar fi reușit. Domnul Sorin, nu știu exact care cauza, dar s-au reușit. S-au pietrificat atât de tare încât liber nu curgea. Am forjat-o și nici nu mai știu de câte ori și așa mai departe, și o groază de cantități de apă de metri cu care să risipez, prin verificările care se fac și curățenia asta. Dar e așa de greu, s-o cumva cu 3 tuburi de oxigen, dacă nu greșesc, ca să putem disloca corecția ce s-a adunat în 7 ani. Nu neapărat în 7 ani. La data în 7 ani, în 2016, a fost foarte burjată. Nu-i domnul actual viceprimar, a fost acolo, știe povestea. Știu despre ce vorbesc, domnul Sorin Gălățeanu, eram un sufletesc așa cum. Ne-am sătuit la vremea aia să punem o vană de bolide chiar acolo, înaintea drumului care se surpă la coada Rupei și cu tuf de cristal, să putem purja primăvara și toamna ca să nu mai avem probleme. Este omul, este vană, este să curățe, este, da. Da? Să vedem acolo unde domnul Airene a scupat acela aerisitor, să noi n-am mai apăsat. Calitatea apei dă de doi, da? Asta este. Deci problema nu este poziționarea conductei, se pare, nu există, nu dă vina din niciun proiectant. Calca de manganul și fierul din apă, așa că la Dumnezeu, poate fi purjat și spălat anual. Dar mai puțin și sperăm să se întâmple o minune. Să facem o treabă acolo, să nu mai puțin iarăși, că sunt 3-4 ani acelor. La gura lupii există și robinețe, există și vane de scurgere, am mai montat și vreo două, s-au mai montat și prin 2020, nu mai rețin când. Și cu din asta de presiune, și de curățare. Ce se lipește de conductă nu cade liber. Asta e problema. Poți să-l porjezi cât vrei, risipești tone de apă. Nu pleacă liber. Mi-e mai rău, o picat pe-a beleaua asta acum în prim gen. Nu e o belea. Încă vremea ne ajută și e foarte bine. N-avem ce face, trebuie să îndurăm condițiile, că asta e situația. Problema e care rezolvat, deci s-a rezolvat. Indiferent de vreme și astea, nu s-au ținut cuant. Au fost joi, vineri, în deal, acolo au venit seara de ziceai că duminică, s-au lucrat. Eu cât o să mai fiu consilier, ca să nu ziceți că sunt închinos, în fiecare toamnă și primăvară vă întreb de purjare. Nu trebuie, că nu îmi împinge nimeni de la... Sunt multe alte probleme și se uită, las că merge așa, s-a întâmplat ceea ce nimeni nu vrea. Să întâmple, cine vrea când oamenii să n-ai mai acum să... Trecem la proiectul, la punctul numărul 7.
Proiect de hotărâre privind nominalizarea de către Consiliul Local al Comunei Orbeni a doi consilieri locali care vor avea calitate de evaluatori în cadrul Comisiei de Evaluare a Performanțelor Profesionale ale Secretarului General al Comunei Orbeni. Inițiator, primar Popa Costache. Și acum, bine știți, și am prezentat și în comisiile în care am participat, în fiecare an, din rândul dumneavoastră, trebuie desemnați și delegați doi consilieri locali, care, firește după anumite criterii prestabilite, îmi vor evalua activitatea din cursul anului anterior. Acum e o practică nouă, s-a mai dat hotărâri în sensul ăsta. Evaluarea se face după anumite metodologie, se va desfășura undeva până la nivelul lunii martie. Am zis să o pun pe ordinea de zi, să existe, să fie făcută la începutul anului și să avem vedere și aspectul ăsta și firește să merg de judecată. Propuneri? Întrebări? Da. Domnul... Domnul și domnul Pananite și domnul Tiberic. Mai sunt și alte propuneri? Eu aveam de gând să propun pe colegul meu de partid, domnul Dan Pananite, să nu amorțească politic. L-a propus PSD, eu nicio supărare. O de succes, domnul consilier. În evaluare, domnul secretar. Punem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Trecem la punctul numărul 8. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru ședințele Consiliului Local, Orbeni, județul Bacău. Inițiator, primar Popa Costache. Domnul secretar. Propune. Care de aici să fie președintul de ședință, domnul Chelmoșu Costică. Dar sunt și alte propuneri? Dar nu supune la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abținut. Mulțumesc, domnul secretar, să nu uităm să rămână un nou consilier, să nu fie secretar de comisie, să supună, să termină mandatul. Secretar de comisie? Nu, secretar de ședință. Secretar de ședință. Președinte de ședință. Din câte aștept că a fost... A fost toți? Da. A fost toți, nu? Da. Da, punctul numărul 10, preiau de la domnul președinte. Deci, raportul de activitate a fost prezentat de doamna de la bibliotecă pentru... Da. Am zis să meargă mai repede, mai sunt doamne care la bibliotecă. O să supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Punctul numărul 11, diverse. Dacă nu sunt vă mulțumim și ar vrea să vă precizare. Am eu o chestie cu interdicrată, dacă vreau să deranjez foarte mult, că ceea să fiu pe numai rapid. Legat de subiectul, oricum, pe urmea de 10-6, care ați amplificat un pic, de fapt, subiectul cu Romprescu. Avem o chestiune legată de dâns și, după cum știu, o agenție economică de bază a Comunei Orbeni au obligație ca până pe 30 iunie să prezinte contracte de salubritate privind serviciul de salubritate gărzi de zimene. Din câte cunosc, noi avem un model cadru de contract între agenții economice și primărie. Nu știu de parte, era să vă cel mai mic salariu, da, că era o să-i folosi, corect. Așa. Știu că există. Dar o să rog să ții legătura cu un secretar și o să ții la cunoștință. Da, și tot legat de asta, un pic dacă am putea dezvolta situația, pentru că am avut și o discuție cu Dăși la Rândul Mediu, cer de la agenții economici anumite fișe cu greutăți ridicate, semnate, adică o procedură pe care, nu știu dacă mulți agenții economici au cunosc, ce să o facă? Cum să o facă? Adică, eu n-am participat la discuția asta în detaliu. Eram undeva cu alimentarea pe care am fost. Da, da, am fost și eu prezent. Nu-i bai. Am zis așa, ei vor reveni. Da. Dar înțeles că nu au discutat decât cu o parte din agenții economici, cu tine și cu cine mai discutat de pe ei. Da. Vor reveni.
în momentul în care vor reveni, vom intra un pic în detalii, să știm cu ce putem sprijini tot ce înseamnă activitatea asta, ca voi să vă puteți urca în platformă și să aveți documentele care îi trebuie prezentate. Și nu numai documentele, ci chiar și... Vorba de toți cei 23 de agenții se pornă și eu vorbesc de toate lumea. Exact. Îți mai multe aspecte. Și spune, haideți să le luăm să feriem repede cu fiecare. Bun. Au venit, vor veni, vor acoperi toți agenții economici. Doi. Se pune problema acelor recipiente, acelor aparate, acele infrastructuri care ar trebui să preia acestei vase reciclabile, da? Tot ce ține de aluminiu, de sticlă, de fier, de cupeturi, toate astea care ar trebui să existe. Doi, fenomenul contractelor care ar trebui, firește, și asta să existe, între agenții economici și primărie, speță în prestă. Tu ai avut o discuție cu cei de la Mirozul aia? Încă nu, nu. Am aflat trezit de prezență. Păi, urmai asta, e bine să vorbim, ca să ne punem la punct, să vedem care... Noi am avut odată o discuție, când am trimis un coleg de-al nostru pe la voi, să vă pun în temă, să vă urcați de platformă și să faceți nu știu ce. La discuția asta de zilele astea n-am avut nicio lucru cu detalii. E o chestiune separată, legată de SGR-ul și contractul de prestări servicii privind sănătate. Corect. E o chestiune separată. Deci în momentul în care dânșii nu reușesc să rezolve această problemă și hai să recunoaștem, este greu individual să reușești să-ți cumperi tu ca agent economic așa ceva, consecința este că tu din raft ar trebui să scoți toate produsele din buteliate în tot felul de astfel de recipienti. Legea vine și oferă o soluție, e adevărat. Două. Fie asocierea agențiilor economici, ei între ei și atunci încheie un contract cu un operator care este autorizat să presteze așa ceva, fie cu primăria. Asta este doar o parte a problemei. Urcarea în platformă, documentele dânșilor care să fie înrolați în această platformă, este o activitate strictă a dânșilor. Da, o fac, dacă nu o fac și o asumă, dar dacă au făcut-o, se pune problema după aia către ce zonă a soluției îi îndreptăm. Cine preia, când cum preia, firește, în baza unui contract după niște reguli, preia un prestul, preia un alt prestator și discuția poate fi mai departe. O să discutăm un pic și cu cei de la ADIS, să vedem cum, care ar fi practica cu ADIS-ul, cu mare trebuie, cu ADIS-ul trebuie discutat în primul rând. Și cu cei de la Gardă de Mediu. Da. Să întreb un pic în detalii ca să vedem pe ce culoare ar trebui să mergem. Completez un pic, deoarece discuția mea era... M-am zis, nu prea se referea la SGR-ul. SGR-ul e o altă treabă, e o altă... Vorba de taxă de salubritate plătită din agenții economici. În ce constă dacă contractul cu primăria, dacă există între agenții economici și primării, acoperă cerințele legii pe care ne-au adus-o la cunoștință Garda de Mediu? Eu asta vreau să clarificăm. Dacă taxa de salubritate, 190 de lei, pare că sunt, Nu, chiar dacă se întocmesc contracte între primărie și agentul economic, dacă acoperă cerința legii... Eu cred că subiectul ăsta ne e la îndemână să discutăm cu cei de la Garda de Mediu. Exact. Să mergem pe aceeași... Organiza o întâlnire, atât administrația locală, agenții economici și Garda de Mediu. Ca toată lumea să fie pusă în priză în același timp, asta, în același timp. Înainte de asta, trebuie bine ca noi, între noi, noi cu cei de la Garda de Mediu, să ne punem din comun acord, ca să nu devenim spectatori la o discuție. Este termen pentru și sancțiuni pentru agenții economici, ca până pe 30 mai, să pună în aplicare și să, la următoarea vizită, adică contractul, fișele de predare a gunoiului, a... De care vorbește Dan, este de reflectarea cantităților. Acest transfer care se face de la agentul economic către... Plus raportările agenților economici lunare către primării. Adică strângi, da, bun. De cantități strângi. Păi, uite, am niște fișe întocmite, bun, bravo, văd și asta cu cine ai contract, cu Romprestul, bun. Da. Plecat de la tine, ăla s-a înregistrat cu ele, dar și am toată trasabilitatea asta. De la unul la celălalt, care trebuie reflectată la nivelul documentului. Și atunci, între agentul economic X și operatorul care îi preia, se va interpune sau nu se interpune primăria. Doi, din toată discuția asta, firește că toți cei prezenți și nu numai, fiecare își are bucata lui de temă și de treabă care trebuie să o lămurească și toate la final puse cap la cap, astfel încât trebuie să atenție. Bine, așa nu se ca lucrurile nu spun că e adevărat sau că așa trebuie să se întâmple. Odată ce îl vădește asta de salubrizare la primărie, bag seama care trebuie să aibă contract cu noi. Vă spui din cunoștință prin discuții cu ei că nu acoperă cerințele legii. Deci simplu... Dar nu e corect așa. Nu.
Asta în cazul ăsta, văd o altă variantă de lucru, ca să închei contract direct cu respectiva societate. E o situație mai puțin posibilă, pentru că pentru fiecare agent economic nu poate să... Bun, dar discuții pe care le-a avut cu ei, recomandărilor care a fost? Sau linia pe care ar urma? Deci, un contract între părți, primării, agent economic și Romprești, societatea care... Așa. Și modalitatea de cântăriri și... a tuturor celor rezultate tip PET... Cu raportare către dumneavoastră. Bine, zi-o fișă și raportez. Noi am desărcat 10 km. Doar că se va reflecta un pic în taxa de salubritate. Adică, atât timp cât va fi cântărit gunoiul, gunajer sau celălalt licitat, va trebui făcut un cost per kilogram. Da, și să scadă taxa... Și taxa asta paușală, de 190 de lei sau cât o fi, cred că va dispărea. Băi, într-un fel, dacă găsim, zic eu, varianta care să fie sub control, cantitățile predate de către agentul economic, justificate și argumentate, da. Și eu am un interes ca scada, am mai avut o discuție pe subiectul taxă de salubrizare. Important e să scadă, să nu producem, să nu-l aruncăm mai iurea. Iar raportarea se bate cu raportarea finală la FM. Dacă ne aducem un pic aminte, taxa noastră are oarecum caracterul unui abonament, că la un moment dat se punea problema de a opta între 4 ridicări sau 5. Corect. Cred, e o părere personală. Și o văd până într-un punct, că stă în picioare. Dincolo de aspectele de ordin timp, care asta o să creeze problema cea mai mare. Când, cum, cine îți cântărești. Da. Tot ce faci, asta trebuie să fii autorizat. Ca să nu ne ducem cu discuția nefiind bine informat, am zis așa, discutăm cu cei de la Garda de Mediu să vedem care ar fi culoarul de mers. După care, adisul, să vedem ce se întâmplă cu hotărârea pe care noi am aprobat noi. Suntem preținuți de un contract cu un operator. Corect. Și aici nu știu dacă ne putem noi, vă pot îndruma să mergeți să faceți cu nu știu ce altă firmă sau nu știu ce, nu vă pot da un sfat. Adisul trebuia să-și facă treaba că la această dată, conform contractului cu Uniunea Europeană sau angajamentelor, să ridice de la fiecare agent economic și locuință plastic, chestii, trebuie urgență. Când am mers până la urmă și până la adică, dar au obligat să dea și un copii contract din prestarea asta de servici. Bun, dar ce rămâne taxa de salubritate de către primării, bun, care e obligatorie la emiterea autorizației funcționare. Totuși, care, știi? Vom vedea, discutăm un pic și a anticipat. Eu taxa anuală. S-a plătit taxa de salubritate. Păi nu ne ajută pe noi. Nu aveți aproape fiecare agent economic cu agentul... S-au schimbat suficient de mult încât ajunge în situația în care un om care are contract și agent economic, da? Nu reușește ca simpla existența acelui contract să-i rezolvi toate problemele. Da, cu metodologia trebuie pusă la punct, să vedem ce facem cu cantitățile. Era treaba discuțiilor de în urma fișelor de lucruri date cu cantitățile respective. Și în final, plată. Eu cred că e vorba de discuțiilor. Dacă vom trage concluzii, acea hotărâre de Consiliu cred că o să suporte niște modificări, cel puțin pe taxa de persoane juridice. Dar afectează și taxa de persoane juridice. Nu știu, de dai detalii. Mai mult pentru înseamnă să scadă taxa, pentru că la ea valorifică pentru detalii cu ea prin porți, nu știe nimeni. Băi, mai stați o secundă, vă rog, aici unde trecem, nu știu ce v-ați indicat. Bine, interesant subiectul. Băi, nu, e o atribuție a voastră care trebuie să vă ducem la cunoștință. Haideți un minut, nu mă reține mult. Noi, în perioada lunii ianuarie, am avut, ca și musafir, inspecții de la Camera de Conturi Bacău, în urma, pentru o verificare a măsurilor pe care le-au lăsat în urma controlului din 2022. Și știți bine ca și procedură că în momentul în care ei vin, las un raport, da, de fond WAP, cum îl denumesc ei tehnic, pe care noi avem obligația să-l aducem la cunoștință cu ceea ce au consemnat ei, din care o să rezulte un pasaj în procesul verbal. Trebuie să aduc la cunoștință și a fost informat, raportat la măsurile la care ele au lăsat și noi, felul cum le-am dus la îndeplinire, și o hotărâre de consiliu în sensul ăsta, pe care noi trebuie să o înaintăm în termen la cei de la Camera de Conturi Bacău.
scurt. Cred că știți că au, de la orice control, s-au găsit diverse lucruri, ne la locul lor, din punct de vedere legal, din punct de vedere administrativ, din punct de vedere juridic. Noi, în termenul stabilit de către cei de la Camera de Conturi, am avut obligația să punem ca măsurile să fie implementate și aș putea să vă spun așa cum. Deci, cu satisfacție, că toate măsurile, și asta rezultă din ceea ce înseamnă raportul de follow-up al domnului inspector, au fost integral rezolvate, adică implementate. Dacă vrei să dai citire. Deci, urmarea controlului efectuat la finalul anului 2022, firește că au fost lăsate o serie de teme. Teme care au fost de atunci până la raportul acesta final au făcut obiectul comunicării între noi și Camera de Conturi Bacău, adică pe măsură ce rezolvai din temele lăsate, trebuia să demonstrezi, să dovedești lucrul ăsta prin documente care le depuneai, le transmiteai la sediul dânșilor. Ulterior, tuturor acestor proceduri au urmat și verificare efectivă la sediu, da? Și s-au luat toate documentele plus toate temele lăsate și s-a verificat stadiul acestor. Implementărilor, da. Bun. Au fost una dintre teme, da? Neconstituirea fondului de rezervă bugetară, acel 5% cheltuieli alocate pentru situații de urgențe neprevăzute apărute în exercițiu, într-un exercițiu bugetar și pentru înlăturarea unor eventuale calamități. În prezent, vă aduc la cunoștință că, în urma constatărilor firești făcute de dânsii, s-a ajuns la concluzia că măsura a fost implementată integral, da? Adică în capitolul bugetar corespunzător a fost alocată acea sumă de 50.000 de lei, de care și în cursul anului 2023 s-a uzat de ea și a fost folosită strict în scopul de... Și a fost cuprinsă în buget. Deci strict în situații de urgență. 2. O altă temă. Cea legată de SCIM, controlul intermanagerial. Au fost refăcute toate procedurile interne de comunicare. Și acolo unde au fost constatate deficiențe, ferește că au fost refăcute procedurile, documentele aferente acestora. Și anume, a fost întocmită și implementată măsura de identificare a funcțiilor sensibile, a fost întocmit planul pentru asigurarea diminuării riscurilor asociate funcțiilor sensibile, a fost refăcut tot ceea ce înseamnă plan de etică și integritate la nivelul Comunei Orbei. Și de asemenea s-a dispus autoevaluarea sistemului de control intermanagerial atât la nivelul anului 2022, cât și acum în 2024, pentru anul anterior, pentru 2023. Toate aspectele acestea s-au regăsit în conținutul unor documente care au fost puse la dispoziție imediat după ce au fost întocmite, dar verificate și la sediu cu ocazia deplasării cei reprezentanților curții. O altă măsură. Legat de stabilirea masei impozabile, urmărirea și încasarea veniturilor. Aici au fost o serie de aspecte constatate în legătură cu taxa de autorizație de construire la momentul lor în evidență a construcțiilor, cu ocazia recepționării acestora, deci după edificarea lor. Au fost câteva imobili care au necesitat actualizări de taxe, s-au constatat anumite diferențe între proiectul de autorizație și suma stabilită prin autorizație. S-au dat debite și au fost încasate acele sume, acele diferențe. O altă măsură legată de oprirea garanției persoanei care are delegată funcția de gestionar. S-a luat această măsură, s-a constituit acest fond de rezervă până la nivelul unui salariu tarifar lunar, așa cum prevede legea, există, este constituită, este constituită integral. Garanția. Și acum puneți la pensie să adună niște bani. Nu pierde nimic. Există, este luată. Bun. Problema legată de inventarea domeniului public și privat al unității administrative teritoriale. La începutul anului 2023 a fost emis o dispoziție de către primarul Comunei Orbei, s-a stabilit comisii, s-a stabilit obiectivele clare pe care le-a avut de îndeplinit și crește cu îndeplinit legat de inventarea domeniului public. Aspect care, dacă vă aduceți aminte, în cursul anului 2023 au făcut și obiectul unei hotărâri de însușire a inventarului domeniului public al Comunei Orbei. Au fost întocmite documente în consecință, deci procese verbale rezultate în urma verificărilor, s-au transmis în acest local, cât și în toate documentele care au fost puse la dispoziția reprezentanților curții de conturi. Bun.
altă măsură legat de patrimoniu și anumite aspecte legate de patrimoniul intern al instituției, care la fel au fost transpuse în inventar, bunuri cuantificate, reflectate în documente contabile care la fel au fost puse la dispoziție și măsură care a fost declarată conformă și îndeplinită. Cam astea ar fi măsurile. A, și mai are chestia cu patrimoniul la școală, care la fel s-a luat măsura comunicării cu ordonatorul terțiar de credite, s-a procedat și la nivelul acestei instituții la actualizarea inventarului, a fost reflectat în documente contabile și măsura a fost declarată de cutie ca fiind închisă. Predare din partea Consiliului Local către... Avem hotărâri, vă aduceți aminte de ea, inclusiv ea a făcut obiectul unei mențiuni în constatări de reprezentanților curții. Chiar și aia a fost transpus, adică poate să vină în completare ceea ce am spus și da. Să facem și școala generală numărul 1, care va fi reabilitată la sfârșit. Va avea altă valoare de inventar. Cert. Să o vedem finalizată. O să ne vedem până în 10-11 februarie. E termenul limită în care primim, trebuie să aprobăm bugetul. Încă nu am primit toate cifrele, ca să ne putem vedea mai devreme sau putem să-l avem să discutăm mai de zi. Dar o să fiți unul înștiințați și vom vedea la momentul potrivit ce și cum la ce foarte mare. În alte situații, nu mai știu ce mai e. Suntem în perioada de declarare și de actualizare la Registrul Agricol. Dumneavoastră, știu eu. Noi declarațiile de... Vedeți că trebuie să... De amele, de acum? Da, da, da. Rapoartele de activitate ale noastre ca și consilieri. Și declarațiile ți le trebuie făcute în format electronic. Da. De asta nu uitați dumneavoastră. Domnul secretar, ne spune unde sediu STZ. Că mai pierdut câte o parolă. Da. El e cu sistemul. La intersecție, la pedagogic, la spital. La pedagogic. Unii servici. Sistemul bugetar. Nu sunt adevăr, mai deranjează câteodată. Lasă-l că o să-și revin, o să găsească cartea scrisă de după cine și aia o să... Păi nu, nu, scuzați, domnul Omagiu era domnul meu, domnul bibliotecar, Omagiu era... Frumos, domnul,